Dacă voi doi mi-ați spus gând rău, eu nu te vă promit așa că tăticul o să aibă grijă de amândoi să mă țineți minte toată viața. Tot ce visez, stă în puterea ei. Vei avea tot, totul e doar să vei. Prin puterea dragostei. Puterea dragostei. Dar tu știi că am iubit sau nu știi? Te aduce aminte de George? Te aduce aminte de el? Dar nu-i problemă. Crezi că situația e disperat. Însă când vei învăța. Nu vezi că toată lumea a văzut chimie la Marnescu și la Mariana? Ai puterea dragostei. Tot ce visez, bravo! Neața, băieți! Bună dimineața! Ce puțin sunteți astăzi! Unde-i restul? Cristian, dar ce-ai făcut? A expirat contractul. Am împiedicat și am căzut cu capul în diluant. Hai de capul, bine, meu, Cristiane! Avem cam aceeași culoare la păr, așa că... Hai, bine dacă e! Bună dimineața! Nu avem aceeași culoare la păr. Aproximativ. Andrada, ce faci? Andrada? Bună dimineața! Ce faci, Codruț? De ce mă spargi, Codruț? Ia spune. Trebuie să te sparg. De ce? Așa. Ce-am făcut? De șmecher și de ambițios. Hai, spune. E, păi faci live cu astea. Păi, dar ce ai? Păi, scuză-mă pe mine. Am pretenții de la tine, viața mea. Nu se poate. Măi, iubirea mea, ascultă-mă un pic. Hai, că dăm prieteni. Care este problema? Prieteni? De unde? Și până unde? Da, normal. Ne-a rămas cu toată lumea prieteni. Nu frumos, dar se acceptă de data asta. Asta nu te mai prind. Să nu mai mă prinzi, este? Este. Bună dimineața, iubire, te iubesc. Dacă nu, ce se întâmplă? Dacă nu... Hai că mi-ai răspuns, dacă nu... Hai că mă simt bine acum, că te-am auzit. Cu Marina Esco. Cam greu. Și mai cu ce. E grele viața. Tu nu poți să fii pur și simplu, să fii un bărbat cu coloană vertebrală. Vorbești eu? Da, frate, le-am făcut, mi le asum, aia e, suport consecințele. Văd la momentul actual că tu ești apropiată cu Maia. Sunt sigur că în cel mai scurt timp o să o vin. Când vorbești, fii atent, ai marjă de 2 secunde cu mine. 2 secunde, cred ceea ce spui, dar după aia îmi revin. Nu, ne spuneai în emisiunea asta că ai venit aici, strângi bani și vrei să-i oferi copilului tău ceva. Acum vrei să-ți iei mașină de lux? Mie nu-mi plac oamenii. Care-i problema? Nu-mi plac oamenii. Și tu te crezi că-mi vin.
vrei, Alexandra, să zic că am vorbit și eu cu Codruț în acea seară? Dar știu cine a vorbit și așa cum ați vorbit. Nu mă interesează nici persoana ta și nu mă interesează atâta timp dacă eu o să-l sun pe Codruț, o să vreau să-l sun, o să-l sun. Eu te rog de acum înainte să nu mai sun nici când ești provocată, nici când vrei să mă sun deloc, bine? Bine. Cum facem noi de obicei când cineva pleacă? Aducem un fost concurent și nu oricare. Mă aștept și eu să plece o fată din casă, să vină altă. Să te ferești de mine, că s-ar putea să te fac unde te doare. Marinescu? Da. Ești pregătit să asculti acea înregistrare? Sunt mai pregătit ca niciodată. Dacă am spus că luni detonăm bomba, luni să fie. Da, este vocea mea în acea înregistrare. Eu sunt genul de persoană foarte orgolioasă și nu prea încerc scuze. Tu ai dat înregistrarea asta ca să-i deschizi ochii Marianei, că știm foarte bine, amândoi mai multe lucruri, dar nu vreau să intru în detalii. Dacă erai băiat deștept, dă-i alt răspuns. Nu mă interesează ce cred băieții, am venit pentru Mariana, dar nu te duce capul. Ce faceți? Sunteți bine? Vezi că acum ești cu mine, vorbești cu mine. Hai, bine, zi ceva. Hai că sunteți plictisitori, dacă e. Hai că și tu ești mai plictisitoare ca toți, dacă nu cred. Ce faci, Mari? Maria, hai, caută-mă pe afară. Mari! N-am de ce să te caut. Fratele meu. Ai făcut live cu Andrada? De ce să te caut, George? Poftim. Caută-mă pe afară. Ai făcut live cu Andrada? Maria, da, am făcut live cu Andrada. De ce să te caut? N-am nevoie. Că sunt acolo, sunt acolo. Dă-mă un pic așa. Stai puțin să ne înțelegem. Stai puțin că nu-l înțeleg pe Marinescu. Maria, da. Te-ai adus aminte de ce m-ai sunat la 4 dimineața? Eu te-am sunat la 4 dimineața? Da, aia sună cu toată lumea. Nu e, intră în live cu ce fac? Te-ai adus aminte de ce? Pe cine am sunat? Intră în live cu toată lumea. Pe cine am sunat? Hai că am intrat în conexiune. Păi, dacă nu știi, nu vorbi. Întrebați-mă, vreți să știți? În moment, nu te mai băga în cadrul meu, te rog. Vezi că nu m-am băgat, m-a întrebat Codruț ceva. Nu te mai băga. Mai devreme te-ai băga, Maria, te-ai băga mai devreme. Te-ai adus aminte. Nu te mai băga în cadrul meu nici acum și nici la hotel. Mă bag când vreau eu. Nu, nici la hotel nu te mai băga în cadrul meu, că mă deranjez. Vorbesc când vreau eu. Păi vorbești, dar trebuie să vorbești și bine. Dacă ești plictisitor, păi da, păi tu. Dar n-a zis el că hai, vorbim. Dar cu cine ai făcut live? Păi da, Alexandra e cu voi? Hai că vorbim. Nu, Alexandra nu e aici. E tare tăcută. Plictisitor sau neplictisitor, suntem aici și ne iubim. Tu, salută. Mai greu. La tine mai greu. Amândoi este problema mea. Ai înțeles? Ce, Alexandra? Vorbeam cu tine, nu te băga în seamă. Ai auzit? M-a pus pe cadru, nu că nu te băga în seamă. Ai lăsat pe mine pe cadru și acum te-a pus pe cadru, da? Eu sunt mereu pe cadru. Da. Sunt mereu pe cadru, fetelor. Păi, de asta... Dar mai trageam atenția, da? Nu mă salut, îți dai seama că nu mă simt bine. Codruț, vezi că te-am salutat dacă nu este problema mea. Erai ocupat să vorbești cu Andrada. În loc să-mi zic cu Alexandra. Vezi că te-am zis de două ori bună dimineața, prima dată. Ce zici? De două ori bună dimineața, prima dată. Dacă era să fiți... Codruț, înțelegem tot, nimic nu înțeleg. Next. Codruț. Ai fost ocupat să-i o salut pe Andrada. Tu de ce l-ai sunat la 4 dimineața? Nu mai țin minte. Adică sunt pe cineva la 4 dimineața și nu ții minte de ce? Da, aveam o întrebare și am uitat-o. De ce nu i-ai lăsat mesaj? Am vrut să-l sun. M-am întrebat-o să văd dacă și-a adus aminte de ce m-a sunat. Eu, mai spune-mi, că sunt curios. Nu mi-a zis, na, dormeam la 4 dimineața. Interesant. Și îi răspund, când mă trezesc, de ce m-ai sunat? Ai început în forță, George. Nu sunt mereu forță. Când începi în forță, termin fâșii, băi. Nu, am început. Eram și acolo, nu mă las, vorbesc ca de obicei. Am început în forță și mă opresc. Hai lei. Dacă tu ai impresia că pe Codruț mă poți... Ațăța pe dar mine, n-am nicio treabă cu tine, Alexandru, l-am sunat pe Codruț. Stai un pic, sunteți într-o relație? Dar n-are nicio legătură. Are legătură, atâta timp cât sunteți într-o relație, poți să-l sun de câte ori vreau eu. La 4, la 5, la 10, la 12, n-are nicio treabă. Ce-am vorbit cu Codruț? Poți să vorbești când vrei tu. Dar ce are? Dar ce faci toate acum pe Codruț? Asta vorbești când ai tu chef, omul n-are relație?
asta zic și eu. Da, și eu l-am sunat pe el. Lasă, că dacă nu înțeleg de ce sunt trasă la răspundere. Unul care-i pretendent la voi, tot nu. Pentru că încerci să provoci prin asta. Cu ce dacă, să provoc? Suna nici măcar nu am vorbit cu el. Vrei, tu nimic. Deranja. Poate dacă răspundea, Codruță, mă mai gândesc. Sau se eu, păi nu ți-a răspuns el. Poftim? Păi nu ți-a răspuns el. Stai liniștit că... Stai liniștit, stai liniștită. Liniștită. Așa. Stai liniștită că? Nimic. Nu ți-a răspuns, tocmai. Cum am mai spus și în emisiune, ei vorbesc, sunt foarte apropiați în afară. Și mă disperă faptul că în emisiune o face pe aia care e nedisponibilă și îi dă cu jet. Tu dai dovadă de o fată... Uite, stau cu Marinescu. Aștept și eu să îmi spăl cu Marinescu. Sunt confuză. Am mai spăl. Dar cu șamponul lui de... Care e problema? Asta da, dar dacă da, e diferent de cine a cunoaște sau a place. Da, păi dacă mai într-o zi unul mă impresionează cu ceva, un altul mă impresionează cu altceva, ce să fac? Asta așa este, dar nu mai spune că îți place de persoana aia, spune vreau să cunosc pe toți. Păi da, asta Alexandru. În momentul de când am intrat în emisiune. Da, dar ce ai spus, îmi place de Nicos, îmi place de Alex. Păi îmi place de cine vreau, vreau să placă. Dacă azi m-am privit mai bine, de exemplu astăzi îmi place cu cine să-mi placă astăzi. Mai zic. Ce s-a întâmplat aia? Ce s-a întâmplat? Am auzit acolo, în spate, în fundal, că ai zis ceva, Marinescu. Ce ai zis? Păi nu știu ce ai zis, dar asta... A zis Codrus, calmează-te. Ce ai zis? Vaporul lui Marinescu sau ce ai zis? Nu, am spus că-ți face baie. Că da, că-ți fac eu ție baie. Cu ce ocazie îmi faci? Nu mai faci baie tu cu Mariana și cu aia, fac eu cu tine baie. De unde și până unde? De unde și până unde? Da. De astăzi. Trebuie să facem baie împreună. Ce? Cum de te-ai hotărât să facem baie împreună? Păi te-ai hotărât tu înaintea mea să faci cu mine și cu Mariana. Eu? Unde ai auzit tu treaba asta, ia? Ne-a șoptit o păsărică. Da, văd că de la un moment dat ești cam deranjată. Făceam și eu live cu Andrada, intrai pe live, scriai. În momentul în care vorbeam cu Mariana pe apelă, pe apel video, ai luat telefonul Marianei și îmi reproșeai anumite chestii. Eram cu Mariana în cameră atunci când ea te-a sunat, da? Nu, eu ți-am zis care este motivul pentru care cred că faci toate chestiile astea. Nu, stai liniștit că n-am avut încredere de la început. Nu, eu ți-am zis la un moment dat că... N-am avut încredere în tine de la început. Aia, amintește-ți, ți-am zis eu că s-ar putea să-ți pară rău și este posibil... Mie sau ție? Că vină timpul fix acum. Mie sau ție? Mie? Mamă, Arnescule, dacă nu ești favorit să după câte poți observa, aia eu în continuare interacționez cu mai multe persoane. Da, mi-ar fi putut să-mi pară rău dacă aveam ceva cu tine, dar uite că nu. Atunci care e motivul, spune-i și mie, stau, o sun pe Mariana, vorbesc cu ea, iei telefonul, nu poate să vorbească fata cu mine. Când tu ai vorbit Mariana, cu Mariana, eu eram cu ea în cameră și am spus să-ți răspundă, că am de spus ceva. Ok, și când eram pe live cu Andrada, Mariana, ce făceai tu acolo? De ce îți dădeai mesaj? Zici și mie. Am râs și eu puțin, nu? Ești invidioasă, ești geloasă? Nu e adevărat, eu v-am spus în emisiune că vă potriviți amândoi și când v-am văzut pe amândoi în live, să vă țină. Păi, da, dar ai niște mustrări de conștiință, probabil. Nu am, nu. Aia. Hai că, nu am. Ai dacă e. Ba da. Nu, poate sunt o să ai, nu sunt curios ce evoluție vei avea de acum încolo referitor la mine. Bine pe vocabular, Barnes. Sunt curioasă ce evoluție o să ai. Păi, e posibil că dacă eu ți-am zis treburile astea acum, să nu mai faci chestiile astea, înțelegi? Că ești orgolioasă tu, vai domnule. Da? Da. Hai vedem noi mai încolo. Ne-am hotărât să nu-l mai atacăm pe Mariana. E în traf, mai atacat, e în trafic momentan. De ce? Nu mai. Te-ai hotărât să mai îmi dai o șansă la viață, nu? Da. Mariana. O nouă aveam, șansă. Auzi, vă mulțumesc mult de tot că aveam stamina, uite atât mai aveam. Da, ești cam galben la față. Și acum așa dar era cam galben la față. Dacă tot nu... Vezi că mi-ești drag și am zis că te las. Mariana, dacă tot mai vor fetele să se răzbune pe tine, să zic așa. Mariana... Și mie, da. Cine face bani după urma ta? Te lasă un pic, Alexandru. Dar te-am întrebat ceva interesant. Te gândești acum, Mariana, stai așa că băiatul ăsta, acum vrea să te îndrepte spre mine și nu vreau să-i tai creierul. E subiectul vostru și te bași tu, Alexandru, mai ales când aude Mariana, ce vrei dacă ea a fost femeie bună și v-a zis, uite, ascultați și voi, te faci tu repede și vorbești tu repede. Nu aud, Alexandra, mai spune o dată. Voi sunteți de vină și Marinescu. Sunteți de vină, voi sunteți. Dai seama când auzi Mariana că vrei să faci baie și cu mine și cu ea? Chiar vreau să aduceți acele rădacă dacă le aveți. Dar duceți-vă, duceți-vă, de mâine. Să le puneți, vreau și eu să le ascult. Eu am zis că îți mai dau o șansă și tu ceri acele înregistrări. Păi, atunci adun șansă. Să umplem pada. Stai așa că Marinescu. Înregistrarea a ajuns
niciun așteaptă. A, nu-i problemă. Dorința. E aici sub brăduț la noi sau la voi? E sub brăduțul nostru aici sau la voi? Păi nu știu. Ai auzit, Marinescu? E sub pustița mea. Înregistrarea a ajuns la Moș Crăciun. Așteaptă să-ți îndeplinească. Mariana, tu nu vrei să pui acum înregistrarea, că... am decis să mă îndresc pe tine. Acea înregistrare nu poate sta în calea fericirii noastre, Mari. Marinescu, dragul meu, nu înțeleg de ce te-ai supărat atât de tare și de ce ai căutat să afli ce este în acea înregistrare. Chiar atât de frică ți este, nu poți să fii asumat, nu știi ce vorbești. Eu zic să te potolești, să aștepți când va exploda bomba. Atunci să ai reacții. Săptămâna asta ca niciodată. Dar cine pe roagă-te cine, frumos și a? Foarte frumos. Cine pe cine? La susținătorii tăi. El pe voi foarte multe live-uri. Pe el. Roagă-te frumos la camera aia. Fă-i tot ce stă în putință ca să ieși favorit săptămâna asta, că dacă nu ești favorit săptămâna asta. Hai, domnule, ajută să ieși favorit și de data asta. Scufunzi. Uite, mă rog și eu pentru tine. Arnescu, mă duc să aduc gel de duș ca să facem. Nu se rebe gel de duș. Ce vrei tu, da? Astăzi să trebuie să fie săptămâna asta să ieși favorit, cea mai importantă asta. Săptămâna asta e cea mai importantă. Băi, Marinescu, dar cum adică tu... Traduce și mie un pic ce zice George. Băi, Marinescu, dar cum adică nu știi ce înseamnă? A, deci nu-l mai înțelegi pe George. Până acum reușeai să vorbești doar cu el și acum deodată nu-l mai înțelegi. Băi, nu știu, nu știu, că în dimineața asta aici în casă a venit foarte tupeis la mine. A venit așa cocoș în călduri. Să știți că nu mi-este frică dacă o să mă scufund. Că te ridici. Că tot rămân la suprafață așa. Doamne ușor, ușor revin la suprafață. Doamne ajută! Și mai mult decât atât, și mai mult decât atât, dacă voi doi mi-ați spus gând rău, eu nu te scuz. Vă promit așa. Că tăticul o să aibă grijă de amândoi să mă țineți minte toată viața. Oh. Tăticul tău? Nu, eu, tăticul, eu. A, tu? Marinescu. Vai, dar mi-e frică, uite! Eu. Oprește-te. Uite, mă. Mi-e foarte frică. Stai așa, stai așa, stai așa. Mi-e foarte frică, Marinescu. Ia. Du-te, mă, de aici. Înregistrarea asta o iau și eu pun deoparte. Ia-uzi, Mădălina, tăticul vine la vostru, să aibă grijă. Toți încearcă să se folosească de absolut orice cale ca să mă pună pe mine jos, dar știu foarte bine că viața e grea cu mine. Ce poate el să arăte și ce poate el să arăte? A primit de la una un screen. Îți dai seama, pe care l-a adus în emisiune. Știam despre cine este vorba, că i-am și arătat. Și probabil să aibă un videoclip sau două cu mine, da? Am direct story de seară, tot ce aveți cu Ilinca la mine. Ești un concurent prea slab pentru mine. La favoriți? Când îți tremură chiloții, când îți tremură chiloții, când îți tremură chiloții pe tine. Da, da, la favoriți tremurau chiloții pe tine. Dar fii atent. Fratele tău e bărbat și a avut argumente la el, tu n-ai cum să ai. Că-și ce scopă gură. Ai mare grijă la ce gesturi faci. Fratele tău și pe alta la favorit. Înțelegi? Tu nu știi, eu, e greu. Cam tu era eu. Adu-ți aminte ce-a făcut. Bă, Marinescu. Da, uite că m-am scos. Ai văzut? Da, să ia Marinescu. Ai văzut? Am ținut. Da, Marinescu, ia spune. Bine punctat. Bine punctat. Ia spune. Bravo. Nu mai vorbesc cu asta. Marinescu, dar de ce ai ajuns să te milogești acum de toată lumea de aici, din casă și să ameninți ca să nu... Că dacă dau ei chestiile alea, n-ai și tu. Da, stai, mă, puțin. Ai, Marinescu, spune. Bă, stai, bă, că n-au întors. Marinescu. Dar nu mă interesează, mai eu nu vorbesc cu tine. Bă, că vorbesc, mă. Marinescu. Nu are ce amenințări să facă. Stai puțin. De cine să mă milogești? Are ce amenințări să facă? George, te rog. Ce? Da, eram eu, de George te milogești, de Mădălina te milogești, de Mariana te milogești, ai început să ameninți în stânga și în dreapta, că vezi, Doamne, că dacă dați voi ceea ce aveți despre mine, dau și eu. Ce dai, mă? Terminat! Bă, dar ce? Nu poți să fii pur și simplu, să fii un bărbat cu coloană vertebrală. Vorbești eu? Da, frate, le-am făcut, mi le-asum, aia e, suport consecințele, dar vor fi consecințele. Da, vorbești eu, viața. Ai talentul meu să vorbești peste ea. Nu să vorbești peste ea. Băi, pornește motoarele, fratele meu, lasă-te. Păi vii sus acolo să vorbim. Lasă-te, stai acolo, că stai bine. După aia... Si, vin acolo. Le-am întrebat ceva. Hai, mă, lasă și el să vorbească. Lasă și pe el, vorbește eu. Poți să vorbești pe sine. Lasă, mă, să se agite. Vorbește, mă, hai. Ia, zic viața, mă. În primul rând, eu nu m-am milogit de absolut nimeni. Ba da, mai devreme. No. De ce? Cu ce? Și l-ai amenințat. Cu ce m-am milogit? Dacă voi dai, dacă cu ce m-am milogit? Bă, stați-mă puțin, bă. M-am milogit. Bă, stați-mă puțin, bă. Stați-mă puțin, că pe mine nu mă pune în viața asta nimeni în gardă, mă pune Marinescu. Ești nebun la cap, mă. Ce poate să arăte? Bă, tu auzi ce a zis. Despre mine poate să arăte orice. Ce am zis?
cred. Eu? Sunt orice. George, uite, tu ai auzit ce am zis eu? Păi da, el încearcă. Bun! El okay, l-am întrebat pe să... el, nu înțeleg. El să mă pună pe mine în gardă, dar nu mă va pune pe mine niciodată în gardă. Omule, lasă-l să răspundă, sunt curioasă pe ce zice. Ce pasă, uite ce față are. Uitați-vă puțin, camera, din față, din față. Uite la el, uite ce față are. Hai de capul tău, vezi că ești, vezi? Vezi că te-ai înroșit cu fundă. Ce râzi ironic are. Te-ai înroșit cu fundă. Marinescu, mă spui și pe la întrebare. Păi dar nu mi-ai pus nicio întrebare. Te-am întrebat. De ce începi să te milogești de X, Y, ca să nu dea cele înregistrări? Dar nu s-a milogit nimeni. Sau s-a amenit. Este frică că vede publicul de acasă cine este Marinescu. Mă, George, vorbești și eu, chiar nu poți să taci? Nu. Ia vezi cum poți. Dacă vreau eu. Nu m-am milogit de absolut okay, nimic. Ok, amenin. Ba da. I-am trimis un mesaj Marianei, de-aia am trimis un mesaj Marianei. Nu vorbesc de Mariana, eu vorbesc de George. Ce ai făcut cu George în această dimineață. Nu mă refer la Mariana. Am făcut cu George în această dimineață. Mă trimiși unul la SRI? Hă? Păi nu, dar dacă ne înregistrăm, nu-i problemă, că vorbesc acolo mai sus. Dar bine, nu eu. Vorbesc cu cineva să vă găsească un loc pe la serii, pe la astea, că vă păi atunci lasă, vă vorbești și eu, vorbești mai sus. Stai, că ai zis ceva ciudat. Cum adică vorbești mai sus? Mai sus unde? Asta chiar sună amenințare. Nu, vorbește cu taică, Marinescu, nu uita că și noi avem prieteni, atât zic. Dar vorbești eu la serii, Marinescu. Vrei să vorbești eu? Fă-mă să înțeleg că poate am înțeles greșit. Vorbești și bro, vorbesc, lasă-l nicos că iar s-a scăpat. Stai puțin că n-am înțeles. Cum adică vorbești mai sus? Să vezi, Doamne, că nu știu ce. Cum adică vorbești mai sus? Bă, dar voi vă dați mardoi aici, așa trebuie să sunați pe cineva să vă ajungi mardoi. Nu vă puteți. Păi nu ați înțeles. Singur nu vă puteți. Dacă vă registrați, dacă se înregistrează lumea. Dar sunteți mardoi pe la televizor. Dacă tu ai grijă ce vorbești, nu te mai înregistrează nimeni. Marinescu este genul de persoană care minte foarte mult, ascunde foarte multe lucruri. Dar în momentul în care te dai un pic bine pe lângă el, poți scoate foarte multe lucruri interesante, atât despre emisiune, cât și despre viața lui de la el. Pune fratele tău mâna pe telefon. Voi un loc acolo. Pune fratele tău. Stați acolo. Fratele tău mâna pe telefon. Bune. Seara că nu numai tu ai. Stai liniștit, băi. Da, oprește-te. George, de Slatina, lasă-ne. Cu SRI-ul ăla. Stai puțin, un frate. Nu? George. Băi. Ce un ver la pe domeniul ăla dacă vreau, pe domeniul ăla dacă vrei un pic greuț. Ce, mă? Tu l-ai pe taică, tu am și eu prieteni de-ai mei, care sunt acolo. Stai, vrei să facă un exprimit? Am și eu, Nicos, acolo, la colțul blocului. Vezi că stremură dinții. Băi. Stremură dinții. Crezi, în momentul când vine cineva la tine, Umule, te-a pus și dai în gardă pe acasă cu Alexandru. Cu Alexandru l-ai pus pe taică-tu, că vine taică-tu și că îi pune legitimația pe masă. Acum te-ai apucat să spui că vorbești, tu cu taică-tu și că vorbești la SRI. Păi nu, mă, dacă ai văzut că ești amenințat. Vii și spui că te ocupi tu de mine. Cu ce te ocupi tu de mine, băi? Emisiune mă ocup de tine. Băi, hai să spun ceva. Stai mă puțin. Hai să spun ceva, dacă vreau să spun stop acum. Suflet, stop, băi. Uite, vorbesc frumos. Stop, spun stop. Vorbesc frumos, lăsați-mă să vorbesc și eu. Gata. A doua oră sare platou în sus. Mă rog, mă timp de jumătate să vorbesc. Ce amenință. Ce cum te-ai exprimat tu mai devreme, Marine? Suna favorizări din punct de vedere al legii. Adică tu tocmai ai spus că vorbești cu cineva, deci tu n-ai un om fizic, un cetățean, n-are cum să roage. Scuze-mă puțin. O să vorbesc după și o să spun numele lui taică-tu. Că la SRI nu ai voie să, nu are voie nimeni să ceară informații. Și o să spun numele lui taică-tu. După la telefon cu mine vorbești. După la telefon cu mine și sun eu. Sună fratele tău. Spune fratele tău că după sună la SRI să întreb cine ești tu și ce faci în emisiune și ce spui. Sună fratele tău. Nu fac ce vreau, mă. Spun eu. Spune fratele tău în emisiune. După tine fac ce vreau. Bine. Am înțeles că faci ce vrei. Ia zi Mariana. Zi Mariana. Bine, George, încoace. Am auzit că vorbeai pe acolo ceva. Nu știu dacă vine. Da, vorbeam în general de voi bărbați. Marinescu, vine George încoa? Nu, aici te-a făcut. Nu. Bă, dar lasă-mă acum da, când am terminat. Bă, dar vorbești de patru, nu mai zăpăcit. Bă, gata. Două minute am să vorbesc. Gata. După când vorbești. Nu-mi vine să crede, e real. Gata. Bine, gata. Gata, te las pe tine. Bine. Dacă mai vorbești tu ceva. Bine. Stai să vezi. Gata, de azi vorbesc eu. Să nu te ceva, să mă chinui de jumătate. Nu, să mă chinui de jumătate, să zic o propoziție, o întrebare, o să ajung la casa de copii. Doamna, nu mi-am făcut tema, poză. Nu se poate, mă, ceva. Pot să zic un cuvânt? Un om care vine și spune în emisiune că nu sunt aici pentru Alexandra, faptul că câștig premiul cel mare Alexandra, și eventual voi faptul că eu am lăsat aceste persoane să le văd ce fac, pentru că eu
am văzut. Păi dacă tu știi, nu pot avea încredere. Nu dacă pot avea încredere. Dacă tu știi, el îți pune în față. Pentru ce mai continui? Unde mi-a zis în față? Cine mi-a zis în față? A zis de două săptămâni, de vreo două săptămâni la rând a zis aceleași chestii aici în emisiune și tu vii acum cu pretenții, te ridici cu pretenții. Dar nu mă ridic cu pretenții. Du-te, soro. Du-te, soro. Explicația, atâta tot. Care este problema? Băi, Alexandra, dar eu nu înțeleg ce treabă ai tu, Alexandra. Cum mă refer la toți băieții din casă? Alexandra, Alexandra, lasă-mă pe mine, Alexandra. Lasă-mă pe mine, te rog eu mult de tot, că am eu grijă de mine. Dar ce, mai bine... se pare că am eu grijă de mine? Tu vezi-ți de treaba ta, lasă-mă pe mine și nu mă mai trage tu pe mine la răspundere ce dar fac eu, cum vorbesc și când vorbesc. Cu absolut nimic. Rămâi cu... Tu în continuare vorbește tu cu Codruț și lasă-mă pe mine, nu mai avea eu tu grijă tuturor. Eu vorbesc cu cine vrea, una la mână, iar doi la mână, eu pe tine nu te-am tras la răspundere, ci din contră, pe Marian am tras-o la răspundere. Dar noi ne ia să mă trage la răspundere. Eu cu tine nu am avut nicio răspundere. Dar ăla-i pentru că îți cunosc că te tragi la răspundere alte persoane. Așa că nu mai vorbim. Dar de unde și pune eu? Nu, Alexandra, tu tragi pe toată lumea la răspundere. Pentru tine nu contează. Nu contează absolut nimeni, nicio... Dacă dar avea să vezi o... și cum mă trageți pe mine la răspundere. Deci văd la momentul actual că tu ești apropiată cu Maia cât de cât așa. Sunt sigur că în cel mai scurt timp o să o vinzi, când o să poți. El face lucrurile astea doar de emisiune, eu am și zis. Că îmi dau seama când o persoană vrea o relație cu mine și când face lucrurile astea doar de emisiune. Și uite că am demonstrat. Exemplu, așa că să nu mă mai acuze pe mine lumea că de ce nu fac relație, că, fac că stau de atâta timp în competiție. Păi uite de aia, că n-am încredere, pentru că ei în emisiune afirmă că mă plac și afară se duc și vorbesc urât. Și dacă n-aveai habar de chestia asta... Hmm? Tu dacă... Sau eu sau tu, dacă n-avem habar de chestia asta, da, să facem o relație cu... Da. Și mă trezesc peste două zile că mă despart. De ce? Și toată lumea o să zică că eu am fost fake, nu? Da. Și să stau să aud la toți că ăsta mă face toate felurile pe la hotel, da. Și eu, da, noi suntem într-o relație. Da, noi suntem într-o relație, dar el vorbește urât de noi pe la hotel, nu? Bun. Da, am zis, dar nu am spus. Eu când am zis că lucrul schimbă părul, Dana Ravuba. Să mergem în vestiar, o să iau și o să pun mâna pe telefon și o să dau fix numele tău și o să zic așa, fii atent că persoana respectivă vorbește ca și cum poate să obține niște informații. Eu o să sun personal. Dar ți-e frică, mă? Nu, o să sun eu un prieten al meu. Frică? Nu, o să sun eu, pentru că nu ai voie să divulgi asemenea informații. Îți spun. Dar ce informații? Ce am zis? Nu ai voie. Nu ai voie. Mă, dar ce am zis? Nu ai voie să intri. Mă, dar ce am zis? Bă, nu vă înțeleg, bă. Bă, ce tot atâta, bă, ce ai, mă? A nebunit, mă, nu știu ce. Te-ai țăcănit de tot și tu? Ai enervat. Păi vezi că înainte să intri în emisiune, jucai în Liga 6. Tu înainte să vii în emisiune, aveai tenis de la... Eu nu jucam. Ești nebun? Ce atâtea relații? Că nu vă înțeleg. De unde atâtea relații pe capul vostru? Că m-ați omorât. Ce, de la SRI? Jucai, jucai Liga 8-a. Ăsta avea tenis de la... Sunteți nebuni? Rea. Tu de atâtea relații, atâtea vorbe, ați nebuni la cap. Nu cunoști pe nimeni la poliție? Nu cunosc, frate, nu. Nu cunosc. Deci tu cunoști? Nu, eu cunosc infractori. Tata a fost infractor. Nu cunosc pe nimeni de la poliție. Eu cunosc. Nu înțeleg, aveți încercat să fiți și autoritari amândoi, atât tu, mai ales tu. Băi, mă jur, când vorbești... Vară mea, ține steagul ăla. Când vorbești, fii atent, ai marjă de două secunde cu mine. Două secunde, cred ceea ce spui, dar după aia îmi revin, ești nemul, mă trezesc. Bă, crezi două secunde? Două secunde te cred. Ne crezi? Pare să sune tot așa, stai că sun eu un prieten și cu tare și spune... Nu. Bă, ce aveți, bă, de-a de relația? George, nu te înțeleg. Tu la fel, și tu la fel, tu la fel, tu ai început discuția. Vorbesc acum, am zis, leagă-te la șiret. Nu, asta e că ne... acum ai treabă acum, gata. Ai treabă cât vorbesc eu te-și la șiret. Tu ai început vezi, prima oară. Vezi, vezi, ce faci? Ai început prima oară că domne că cu tare că sun eu și n-ai înțeleg, nu știu ce. Din cauza ta la foc și ăsta, după aia a început ăsta să facă prăjitură că domne că sun eu pe bă, îl sun pe frate-mi umăr, ești nebun și îl sună pe frate-mi ananas. Și să vezi ce. A, mă, când dau drumul la gură și sare platou ăsta. Ești chiar foarte bună. Ești nebun la cap. Știi, mă, că sun, ai scat în Liga 12 tu ești nebun. Ai fost doctor la Liga 20. Ai fost doctor rezervă în două meciuri și ăsta, nu mai zic nici de ăsta, nimic. Și ăsta e mare cunoscut, mare influencer și ăsta ești de pe cine sună tu? Ăștia ăla mă de construiești puzzle-ul și ăsta. Nu, ne spuneai în emisiunea asta că ai venit aici, strângi bani și vrei să-i oferi copilului tău ceva. Acum vrei să-ți iei mașină de lux?
Hai că m-ai chemat și am venit. Dacă a plecat, dar... A trebuit, da. E sigur că pleacă din telecă de geam. Plați pe Facebook, pe Instagram, pasta. Hai că m-a văzut și-a închis înapoi ușa. Dar ce zi, nu-mi presiez pe Mădălina, dar dacă tot... Vezi, mă dă. Deci fii atent, mamă, deci... Ce? Ai văzut? Ce să? Da, așa faci. Da. Ce să meriți? Mai pot, am fie pe muscular. Ce ai? Dacă vorbești cu toată lumea... Să... Ce? Stai viața. Uite-și cu influență. Ce vorbești cu toată lumea? Dar n-are cum să-mi vină băiat, că e... Fix de voi aveam nevoie. De la altucine. Că te iubesc ca un... Codru, a venit fratele meu. Dar cine a venit? Ce face iubita, Codru? De ce din cauza mea? Că am zis-o. Mai să nu-l mai dau cu Sonia, dar tot îl dau. De? Bună ziua, bună ziua. Mai, Codru, dar tu de ce mă trădezi? Ce bine aici. Cum m-ai trădat? Superb, nu? Ce faceți, doamnelor? Păi, dacă bine, domnule. Păi, ai spus... A început ăsta, mă, iar n-am închis de el, mă, m-am bine. Nu mă caut, jur. Dar vorbește aici. Păi, de ce? Vorbește aici. A venit Codru să mă spargi. Ai venit să mă spargi? Vorbește aici. Jur. Vorbește aici. Nu dau foc nimănui. Ce faci? Uite, vorbește aici. Vreau să vorbești doar eu cu tine. Care? Ca mai mult. Îți dau cheia dacă... Uite, îți dau cheia să vezi că nu fac nimic. Dar știu cum dau foc. Dar vorbește aici. Ce are dacă vorbește aici? Nu, nu te duc, Mădălina. Nu te duc, că știi că îl deranjează pe George și... Rămâi aici. Nu am nicio treabă cu George. Atunci vorbește de aici. Care e problema? Hai că nu ascultă, închide... Vrea să te amenințe, Mădălina. Dar n-are cu ce, crede-mă, Alexandra, nu-i că n-are. Au zis mai devreme. O să vezi că nu o să... Au zis George? O să apreceze și... A zis George că el e curat ca lacrimă. Și el a zis, da, poate gagică, dar nu e. Deci nu mai ai personalitate, văd. Eu nu mai am personalitate? No, așa observ. Eu nu mai am personalitate? Asta văd. Luca. Am crezut că ești Tom, dar m-am vorbești cu mine? Nu-mi viața mea. Mai zis? Pomănici. Poternichi. Vorbește aici. Cristi, poți să te duci în partea alea, te rog? Hai, te rog eu. Hai, vorbește aici. Da, acolo ce? Vorbește aici. Mi-mi place grădină, mai miroșă. Vorbește aici. Vorbește. Stai și vorbește, stai să te văd mai bine. M-ai întrebat și zic că nu a fost nicio intenție. Tu păi cum, dar na, stai. Tu crezi că mie îmi place de tine? Nu, am zis eu ceva. Tu crezi că mie îmi place de tine? Băi, dar am zis eu așa ceva? Eu domnule să știu dacă spun ceva. Nu, păi asta se înțelege când tu afirmi că eu te-am sunat. Păi când tu mă suni și nu știu, trebuie să ai motiv, că nu mă suni așa. Da, poate te-am sunat că avem nevoie de ceva. Vreau să te rog ceva. Păi și de ce n-ai zis adăugat? Te-am sunat așa și nu mi-ai răspuns. Da, mi-a stins telefonul. O sunat? Nu a sunat. Mi-a stins telefonul, eram jos. Și tu când ai văzut apelul pierdut, de ce nu mai sunat? Pentru că era lângă George când ai vorbit cu George și da, pe mine de ce nu mai sunat? Da, pe mine de ce nu mai sunat? Păi ți-am răspuns a doua zi. Ce ai răspuns? Băi, dar tu nu... Stai să văd dacă ești caldă. Stai. Ce? Ți-am răspuns când m-am trezit. Stai că am uitat. Adriano! A, păi vezi? Vezi că mi-a răspuns. Unde? Hai că... Te dau ți-am zis, da, cu ce? Am zis, dacă ți-am răspuns, da. Glumesc. Știi foarte bine că nu aveam nicio intenție, că acum se interpretează greșit. Prietena se interpretează. Da, se interpretează și mi-ajung deja câți ani pe cap. Tot despre George vrei să vorbim. Da. Nu e cazul. De ce nu e cazul? Nu vreau să vorbesc. De ce să vorbesc despre ce treabă? Păi veniți și vă atacați cu trecutul. Da, dar tu trebuie să știi ceva, eu știu absolut tot de George. Nu mă interesează. Păi și de ce mi-ai lăsat așa? Am spus că am început discuția prin... Păi vezi că s-a pornit totul la tine, că dacă l-a favoriți, nu făceai semne, nimeni nu se lua de tine. Dar nu mă interesează. Păi nu te interesează, dar vezi, ai stârnit și asta e. Nu voi vă stârniți pe mine acum. Nu. Am nicio... Hai să-ți mai zic ceva. Eu și Mariana de afară am spus. Noi nu te atacăm. Noi nu vrem să te atacăm. Vrem să știm dacă ție chiar îți place de Mariana sau nu. Dacă ai fost atent, Mariana te-a întrebat. Deci Mariana mai devreme te-a întrebat, Marinescu. Nu mă interesează să vin să te atac cu chestia asta. Vrem doar să știi, vrem, că pe mine puțin mă interesează. Vrea să știe dacă chiar o placi sau nu. Asta a fost întrebarea ei. Am zis din start treaba asta. Da, dacă ea aude anumite afirmații, Marinescu. Și ea mă făcea nespălat. Stai, că ți-a zis aici înăuntru, dar în afară n-a vorbit odată să vorbească urât de tine. Ai iubit afară, Codruț? Are, doar una. Ia, știu, ești gigolo.
Codrus, cu câte vorbești? Ce ciclerion? Pe zi? Am normă. Ce, cred că... Hai, gata! Vor să ne folosească și nu știu cum, doar că... 50 după aia luni. Cu telefonul. Cam așa e, doar că nu prea am pentru ce mai veniți și câte vorbești? Și ziceți că noi nu facem nimic. Da, că fetele astea nu vor relații. Câte vorbesc? Cum ați pare, sincer, îmi pare... Nu duce atât de mult. De, nu, sunt tânără, sunt... Ce vrei? Ai avut noroc. Păi ai venit aici să-ți faci relația afară sau să-ți faci relații în casă? Dar tu crezi că eu vorbesc cu 50 și 60? Nu, cu 50, dar cu 2-3 tot vorbesc. Da, mă, vorbești. Și de mine nu, numai eu de ea? Lasă-l, Adriana, să vorbească. Ce treabă ai tu cu el? Ce? Lasă-l să vorbească. Ce treabă ai tu? Cu cine vorbești? Nu vorbesc cu tine, Maria, cu Adriana. Ah, bine, pa. Pa. Bună, să-ți fie inima. Cu mine nu vrea. Ai auzit, Adriana? Te vede moțo cu mine la spate? Ce? M-ai spus cu fața acum. Ia zi, Codruț. Păi ce să zic, nu, acolo nu vorbește cu mine. Ce să fac? Nu, vorbesc cu Adriana, nu înțeleg de ce te bagi. Păi dacă Adriana, sunt acolo. Păi ia vezi cum faci să ieși. De ce nu mă vede? Nu, da, nu, mă. Oricum tu nu ești geloasă, așa că. Mă, dar voi sunteți împreună? Nu, mă, Codruț a spus că vorbește cu 50-60 de femei. Spui, și a zis că nu, nu, hai cu 50 să luni. Că nu e clar, dar încă nu la 50, dar cu 2-3 tot vorbim. Alexandra, 50 luni, 60 marțea, 70 miercurea, 80, tot așa. Am zis 5, sunt doar din casă. Da. Nu, eu ziceam de relație afară. A, de relație afară? Da. Nu mai zic. Ce relație în afară? Nicio relație. Alexandra nu vorbește cu mine în emisiune, numai afară vorbește. Dar cum e în afară? Vorbește cu el mereu. De ce nu ești cu el în emisiune cum ești afară? Eu cum sunt cu el afară? Nu vorbește. Are emoții aici. Cum sunt cu el afară? Ia zi-mi și mie cum sunt cu tine afară. Nu, am zis că tu în afară vorbești cu mine. Aici eu vorbesc cu tine? Nu vorbești? Cine se roagă de mine să vorbesc? De ce nu vorbești? Cine vorbești? Nu vorbești acasă? Nu vorbești? Cine mă sună în continuare? Afară nu vorbești? Te-am întrebat ceva. Afară nu vorbești? Cât am vorbit eu cu tine afară zilele astea? Deci nu vorbești. Deci afară nu vorbești cu mine, da? A, da, vorbești. Cu tine zilele deci nu vorbești cu mine. Afară vorbești când și aici tratezi prin diferență. Dacă merită. Alexandra, când vorbeam cu tine, aici merită, nu? Alexandra, când vorbeam cu tine, poți să-ți vezi de treaba ta? Oferi un moment de falsitate. Pentru că când vorbeam cu tine, el a intrat în cameră și a auzit că vorbești cu mine afară. Da, și nu ți-am închis în momentul în care a intrat George? Păi, ai uitat? Și n-am vorbit după aia înapoi? Unde am vorbit că m-am pus să dorm, tu te-auzi? Chiar vorbește afară cu el. Da? Mi-ai trimis mesaj și ai zis că de ce? Că eu voiam să vorbesc cu tine, nu cu... Păi nu să vorbesc pe grup. Și ți-am zis, nu mă interesează. Și ți-am mai răspuns, m-am pus să dorm. Ce vorbești prost? Bine, dacă nu vorbești... Adu-ți aminte! Bine, dacă nu vorbești... Adu-ți aminte, dacă nu vorbești nici afară, bine. Ce? Bine, dacă nu vorbești nici afară, bine. N-am înțeles. Asta, înțelegi. Bine. Păi până la urmă, vorbiți afară sau nu? Doar când îmi sună. Ia. Codruț, am o întrebare pe subiect, stai liniștit, mă auzi? Da. Bun, vreau să te întreb, că a spus ea că s-a pus să doarmă. La ce oră se pune Alexandra la să doarmă? La 8 când seara. Era cu tine seara. Alexandra la 10 doarme. La 10? 10, 11 doarme. Tot eu-s mai prost, mă, la mine se punea la 8 să mă luăm. Nu, dormea la 10. La mine la 8, gata, tăiete mesaje, nu mai dormea. De ce minți, mă? Am vorbit odată cu ea la 3 dimineața, doar că... 3? A dormit ziua ce? Și n-am mai putut să doarmă și am vorbit cu ea, dar nu, ea cu mine nu vorbește afară. Codruț, am și eu o întrebare. La mine la 8 seara se tăia semnalul, gata, treceam pe 2G-ul. De ce minți, mă? Codruț. Să ne leau uite ce am de la filmări. Am și eu o întrebare foarte bună pentru... Nicos, ai amintit frumosă, nu? Codruț, da, mă, da. La ora 8 seara, la un era 8. Am o las frit 8 seara, da, zi. Codruț, era 10, uite. Răspunde-și mie la o întrebare, dar sincer. Sincer. Ce mașină a zis Alexandra că o să-și cumpere după emisiune? Dar asta i-am zis-o în emisiune. Dar nu este adevărat, vezi că nu i-am zis-o așa. Nu i-am zis-o așa, vorbești foarte prost. I-am spus că voiam să-mi cumpăr mașina până să intru în emisiune, dar nu am reușit să o cumpăr și o să o cumpăr după ce ies din emisiune. Bun, și nouă ne spunea în emisiunea asta că ai venit aici, strângi bani și vrei să-i oferi copilului tău ceva. Bă, acum vrei să ții mașină de lux? Una cu alta, că mașina asta... Păi are legătură. O vinde pe aia, că tu sari de la ceva la altceva. O vinde pe aia pe care o are și eu își cumpăr... No. Adriana, nu vezi am că... zis eu dinainte de a intra în emisiune că vreau să-mi iau mașină, să schimb mașina. Cu ce faci, ce faci e diferență acum, de vreo 15.000 de euro, adică nu dai... Nu are legătură, nu are legătură. Păi da, mă, dai, să strângi bani. Mașina aia o cumpăr când eram înainte. Păi și eu am vrut să-mi cumpăr aia care are nume de unealtă.
Dar nu mi-am permis și nici nu cred că o să-mi permit. Mă, comănici. Băi da, dar vezi când, când ție îți făceau ăștia inventarul ce faci tu cu banii, nu-ți plăcea. Stai liniștită că mașina pe care vrea să-și ocupere Alexandra sub 25.000 de euro nu o găsești. Dar de unde știi tu? Știu eu foarte bine. Dar de unde știi tu? Dar care e problema ta că n-am înțeles asta? Da, mă, dar nu. Bun, și ți-ai permisul să-ți o cumperi? Da, mi-o permiteam și atunci, ce crezi? Păi de ce nu ți-ai cumpărat? Tocmai ce ți-am spus, că am venit, a intrat pe nu e să urle aici 24 din 24 și să nu primească bani să cum adică? Păi urlă, sare la bătaie și ca să nu primească bani, mă, Criți, cum poți să spui așa ceva? Îți dai seama că o vii să strângă și ea bani de un... Uite cine caută băgare în seama aici din păi nou. Păi când aud ce spui, îți dai seama că bag. Tu te auzi, tu am măcar ai auzit ce-am zis eu? Am auzit. Păi dacă ai auzit, stai jos acolo și nu mai vorbi prost. Are mașină, draga mea. Are mașină. Mașină. Am auzit că vrei să-ți altă... Oh, mașina care am dat foc, mașina care de mine la început că anul, voi mașina. Nu auziți? De ce mai fie? De nu înțelegeți, voi am să o vând pe asta care o am altul, ce n-ați înțeles? Știu, am primit, știu. Știu ce mașină are, dar am uitat cum e. Stai liniștită, că primesc poze în fiecare zi. Stai liniștită, mă, Dumnezeu. Cu tot. Eu nu beau cu fraierii, beau numai cu șmecherii. Ideea este că mașină voiam să-mi iau din ianuarie, doar că datorită pandemiei și carantinei nu am mai reușit să-mi iau. Da, ei sunt foarte invidioși pe mine pentru că, mulțumesc lui Dumnezeu, am norocul scris în frunte, e norocul meu, asta e viața, ce să facem, dar nu mi-au, sau nu am vrut să-mi iau mașină din banii pe care i-am câștigat aici, ci din banii pe care i-aveam eu puși deoparte afară. Alexandra, ți-a zis că am vorbit și eu cu Codruț în aceeași... Dar știu cine a vorbit și așa cum ați vorbit. Nu mă interesează nici persoana ta și nu mă interesează atâta timp. Dacă eu o să-l sun pe Codruț, o să vreau să-l sun, o să-l sun. Eu te rog, de acum înainte să nu mai sun nici când ești provocată, nici când vrei să mă sun deloc, bine? Bine. Cum facem noi de obicei când cineva pleacă? Să pleci o fată din casă, să vină altul. Să te ferești de mine, că s-ar putea să te... Hei, Marinescu! ...facu de te doare. Marinescu! Da? Ești pregătit să asculti acea înregistrare? Sunt mai pregătit ca niciodată. Dacă am spus că luni detonăm bomba, luni să fie! Da, este vocea mea în acea înregistrare. Eu sunt genul de persoană foarte orgolioasă și nu prea încerc să... Tu ai dat înregistrarea asta ca să-i deschizi ochii Marianei, că știm foarte bine, amândoi mai multe lucruri, dar nu vreau să intru în detalii. Dacă erai băiat deștept, dădeai alt răspuns. Nu mă interesează ce cred băieții, am venit pentru Mariana, da. Nu te duce capul. Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 17.
mașina mea niciodată n-ai cum să primești poze. Stai tu liniștit acolo. Ce? Toată viața voastră, tot. Aoleu! Spune și mie ce poze. Ia, spune și mie ce poze. Atâta timp cât îți dai drumul la gură, atâta timp cât îți dai drumul la gură, trebuie să și continui. Cu mine nu ai ce să primești nimic. Cu mine nu ai ce să primești nimic. Păi și cu tine și cu Alexandra. Cu mine personal nu ai ce să primești. Oh, Alexandra! Alexandra, ba da. Bine. Tu pe mine, că nu ai ce să primești. Lumea îmi spune toată viața voastră, stai liniștit. Lumea aia vorbește mult. Aia o întrebare. Ai fost acolo cu noi să vezi dacă ei au dreptate sau nu? Am poze, tu înțelegi? Ai poze, poze. Nu contează pozele. Nu e doar vorbă, e dovadă. Lasă dovezile, spune ce faci cu pozele alea atunci. Aia, te rog frumos să-ți dai cu reveneală că poze nu există și nu o să existe vreodată pentru că nu au de unde să existe. De unde știi tu că nu ai fi tu? Că mi-ai zis, mi-ai spus. Ți-am spus? Da. Că sunt mai durdulie. Uite că Andrada e mai durdulie ca tine și de Andrada mi-e drag. Pentru că și Andrada are același spirit ca al tău. Cum? Glumeț. Păi pentru tu că tu nu ești. Păi sunt și eu, dar cu cine vreau. Uite, cu mine ești așa, în anumite circunstanțe. Cine știe? Uite că poate mi se pune... Ți se pune, hai mă Marinescu, taci. Ți se pune. Păi eu aș încerca să tac, dar nu pot. Și mă, Dunea, nu poți să mă privești în ochi? Ce? Bună ziua. Nu poți? Da, pot. Da, pot. Ce? Pare că te topești un pic așa. După tine? Nu știu dacă după mine, dar acum, pe canapea, când te uiți la mine, pare că... Ești emoționată. Nu ești... Stai așa că tu ești emoționată. Aoleu. Foarte des. Da, tu știi că am iubit sau nu știi? Ți-aduce aminte de George? Ți-aduce aminte de el? Dar nu-i problemă. Nu-i ai văzut cât open mic la tine nu-i problemă. Alexandra, ai venit aici doar pentru bani? Timp cât ea aici, înseamnă că îi convine, adică pentru că ea bani frumoși. E așa de amuzant? Normal. Păi stă și se chinuie fiecare zi să ule sala la bătaie și să nu primească bani. Da, cu așa porni săracul. De ce nu se îndeie cât timp te așteam să vină fiecare zi Adriana și să vorbească de toată lumea? Care mă că... L-a auzit și pe tine acum două găli în urmă că... Ai venit aici să faci bani și... Bine, frate! Am făcut din greu, n-am mai zis. Andrada! Da, frate! Sper astăzi să vorbesc cu tine, să te văd. Ai zis? Sper că astăzi am... oportunitatea să vorbesc cu tine face to face. Face to face, dacă vrei să vorbești cu mine face to face, trebuie voie la cameră și veneai. Păi am cerut voie, nu mi-a dat voie. Încălcai regula dacă vrei să vorbești cu mine. Avem timp, stai. Nu trebuie, nu, mulțumesc. Păi de asta aveți acest să chinuiți să strângă niște bani să vă luați să și o mașină. Hai, bă, dar până la una alta e treaba voastră, mă. Auzi că eu am banii deja pentru mașină de la începutul anului, tu te auzi? Nu aud. Păi dă-ți cu reveneală și tu... Treba mai înainte, ai venit aici pentru bani? Îți aduc dovada de la persoana cu care am vorbit, că vreau să o am din ianuarie mașină. Da, pentru bani. Pentru bani, spun eu că pentru bani a venit. Aia, aia... Da, am venit pentru bani, care-i problema? Aia spune-mi. Care e la dimereală ăla? Nu e adevărul, am spus că mie nu-mi plac oamenii ficinoși. Pe mie nu-mi plac oamenii ficinoși, așa îmi spus că e adevărul, nu! 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 Și tu te crezi că-mi minți? Am râie, fac râie la oameni. Păi ia și fa soro, du-te și te spală, dă-ți cu pe tine că ai nevoie. Eu? Tot eu! Tu ar trebui să te spelui eu, că nu știu care ți-a mai spus care a colindat Europa. Păi tu n-am văzut că n-am fost numai în Europa. În momentul de față sunt în Turcia. Hai că e spălat, Alexandru. Turcia nu este în Europa. Ar trebui în să te spăl. Lasă-mă, în loc să-mi spui mie să mă spăl. Ce-ai zis? Ar trebui să te spăl. Da, astea sunt discuții de... Este mai rău. Băi, astea sunt discuții de femei, mă, care pe care să spală. Păi n-au zis că... Eu mă spăl, terminați-vă cu spălatul ăsta, mă! Tu să speli baia! Marinescu, tu visele tale cu așa ceva! Ce? Tu o să te speli în visele tale cu așa ceva! Cu ce? Păi mă speli și pe mine pe spate, că n-ajung! Asta să fac în fiecare zi, n-auzi? Bravo! Sunt bravo! Eu când trebuie că fac... Dar eu nu înțeleg de ce... Eu fac ce-mi vreau! Nu înțeleg de ce o cauți mă să Alexandru!
Asta pe cine vreau eu. Păi de ce? De ce vrei să faci asta? Nu am încredere. De ce? E foarte dragă Alexandra mie. Păi uite, vezi? La mine e dragă Alexandra. Nu mi-e dragă Alexandra. Că da, eu o caut. Da, eu vorbesc foarte sunt pentru bani. Dar ea credeți că dacă eram pentru bani până în momentul de față, eu vorbeam. Am spus-o acum în ironie ca să ai bata asta la nu te certa cu mine, că ți-o apărarea ție. Nu mă interesează să-mi tu apărare. Dar nu, tu ai zis că ai nu este frumos să știi la persoană ceva de genul. La minciuni. Păi da. Păi la minciuni. Păi și tu ești singura care minte, asta e ideea. Ea minte mai mult ca mine. Păi ba nu, tu minte mai mult ca ea. Păi ea nu minte. Dar până la urmă, ce contează ce a făcut omul? Pe care sunt minciunile mele? Nu știu de câte ore minți tu în această emisiune, dar crede-mă că ai mințit de foarte multe ori. Dă-mi un exemplu de o minciună. Stai puțin să mă gândesc. Faza cu Andrada. Da, faza Adriana, cu Andreia. Dar nu mă insultați persoanele. Păi, faza cu ăla din casă, faza cu ăla, faza cu ăla. Dar și tu știi destul de bine că ai mințit. Dar uite că eu la Alexandra, când minte, am și dovadă că minte cu aceleași vorbe, vorbele ce ei. Ce dovezi? Cu vorbele ei care păi le spune. Vezi? Că ar spune ceva, mâine spune altceva. De ce? Că a venit și a spus că vrea să-și ia mașină? Da. Păi și care e ideea? Păi a venit aici să trimită bani. Păi ce legătură are mașina? Cu are, ce inimisiune? Are. Păi spune-mi, ce are? I-a spus că a venit aici să strângă niște, să facă bani pentru ce? Că să-i trimită fiicei ei de acasă, da, nu? Exact. E, păi și? Păi măi, și? A doua zi vii și spui că vrei să strângi bani păi pentru... Păi ce are? Bă, asta, are. Deci uite! Stai cum să... Nu are nicio legătură deci, aia. Stai puțin, banii are ăștia mi-i pun deoparte. Banii pe care îi mai am, mi-i pun deoparte pentru copil. Simplu. Măi, din bani poți să și trimiți, poți să și faci, exact. Poți să și... Faci mai multe lucruri. Andrada, da, da, acasă la părinți, trimit, da, da, să nu vii aici să spui că eu toți banii care iau îi trimit acasă. Măi, da? Dar și eu am trimis toți banii care iau îi trimit acasă. Tu nu vii să spui în fața lumii, eu vin aici să iau bani, îi trimit acasă și a doua peste o săptămână vezi și spun că vreau să-mi iau bani. Dar că toți banii pe care ia de aici îi trimite pe toți acasă. A zis că banii care ia de aici îi trimite. A zis că îi pune deoparte. Pentru fiica ei, da. Dar uite, pune pentru... Dar tu nu ai... Acum, sunteți aici, nu? Ele poate să facă bani din chestia asta și poate să mai ai ceva din care să primească bani. Andrada, înțelegi, dar nu banii să de aici ce faci acasă. Bani. Ei, banii atunci, care iau ele atunci, sau fac din altă parte, se întrețin. Mai bine taci și nu spui ce faci cu banii. Mai nu are nicio legătură chestia. Asta, ba, dar care e problema ta? Ce face Alexandra cu banii? Păi de aici poate să ia și vilă, poate să ia și piscină, dar nu trebuie ce tu spune aici ce faci cu banii și a doua zi spune draga altceva, mea, mă interesează draga că mea, nu sunt aici. Draga mea, nu știi tu de unde are Alexandra bani, poate banii poate pe care ia de aici îi trimite toți la copil. Banii pe care mai are ia puși deoparte și o mașină. Luați-vă și eu cameră la hotel. Simplu. Și-o luat-o deja. Ce și-o luat? Mașina, am văzut că și-o luat-o. Mașina are de 3 ani de zile. Mă refer la mașina a doua care vrea să-și ia. A doua mașină. Care mașină? Care pe ce vrea să-și ia, ce? A avut vreo 5-6 mașini. Dacă mai vrea... Ce? Păi de la asta păi o vinde pe aia pe care o are și... Da. Direct. Care e ideea? E. Schimb pe schimb. Schimb. Mie nu-mi place când se schimb spune... Schimb pe schimb. Ceva... Schimb pe schimb? Da. Plus diferență, bineînțeles. Da. Dacă te, dacă te-ai ocupat vreodată cu mașini și știi... Nu m-am ocupat. Despre ce vorbesc. Da, ești că nu sunt mecanic. Urât că eu vorbesc cu tine ceva și după te duci și spui mai departe. Nu. Urât ce faci? Treaba ta? Ai spus că, că vezi tot ce vorbesc eu cu tine să nu spui mai departe. Dacă încep și eu să vorbesc acum... Și ce am spus? De ce ai spus lui, Marine, lui Cristian că ți-am zis eu că voiam să-mi iau mașină? Nu, era cine emisiune. Păi era în emisiune. Tu ai zis cu gura ta în emisiune. Păi da, ție ți-am zis-o. Ție! Nu e adevărat. Și tu te-ai da, da, nu. Da, ție ți-am zis. Mie și nu știu ce vorbeam de mașină și am zis că Alexandru vrea să schimbe mașina. Ce am zis? Și de ce te-ai dus să spui tu mai departe? Ce m-am dus să spun mai departe? Păi să vezi tu de acum să nu mai ai așteptări la mine. Ce vrei, Alexandra, să zic că am vorbit și eu cu Codruț? În aceeași... Dar știu cine a vorbit și așa cum ați vorbit. Nu mă interesează nici persoana ta și nu mă interesează atâta timp dacă eu o să-l sun pe Codruț, o să vreau să-l sun, o să-l sun. Eu te rog, de acum înainte să nu mai sun nici când ești provocată, nici când vrei să bine. Mă sun deloc, bine? Bine. Cum facem noi de obicei când cineva pleacă? Aducem un fost concurent. A venit Dragă!
și eu să plece o fată din casă, să vină altul. Să te ferești de mine, că s-ar putea să te fac unde te doare. Marinescu! Da? Ești pregătit să asculti acea înregistrare? Sunt mai pregătit ca niciodată. Dacă am spus că luni detonăm bomba, luni să fie! Da, este vocea mea în acea înregistrare. Eu sunt genul de persoană foarte orgolioasă și nu prea încerc să... Tu ai dat înregistrarea asta ca să-i deschizi ochii Marianei, că știm foarte bine, amândoi mai multe lucruri, dar nu vreau să intru în detalii. Dacă erai băiat deștept, dă-i alt răspuns. Nu mă interesează ce cred băieții, am venit pentru Mariana, dar nu te duce capul. Am aflat ceva. Îmi pare rău. S-a luat de tine aici. Codruz n-a luat Bacu. Ce? Codruz n-a luat Bacu. Na, tu ai dat-o prost, da. Nu, s-a luat de tine. Știi ce a zis? Să mai vadă el șanse de la mine. Că el se și caută femeile. Că are femei. Că face că... Ce, bă, n-ai luat Bacu? Hai, stai așa, că-ți dai... N-ai luat Bacu? Ba da. Dar azi nu mai vorbesc cu tine. Am luat Bacu. La finanțe. E punctat. Mi-a mai zis că... el crede că sunt puțin parșivă și că după Alexandra eu sunt a doua parșivă din cele mai rele din casă. Hai că ți-a zis-o, dacă... Hai că m-am nimerit de data asta. Hai că nu mai arăți gata. Hai că m-am răzgândit. Mai fi Mădălina și nu tu. Nu să fii mă tu a doua, ce mai rea. Hai întreb dacă nu v-am făcut rău eu în 4 luni de zile. Aici nu-i dau dreptate lui Marinescu pe tema asta. E fix părerea lui, dar i-am acceptat scuzele, domnule ferește. Foarte bine că mi-a cerut scuze. A realizat că a greșit. Foarte bine, ok. Am obosit. Da, dacă ești cea mai rea din casă, adică pe locul 2, Adriana unde e pe locul 7? Brăduță? Să mâncăm, da. Ce e pe locul 3? Nu știu, că a zis doar de mine. Am mâncat și eu ieri ciocolată. Cred că sigur. Da, negru. E și după... Știi ce făceam? Am luat doar ciocolate. M-am pus în pat și nu mă puteam să cura de ele. Poate îmi place de tine. Nu poți să te uiți în ochii mei? Nu, și e de fapt. Ai cineva afară? Nu poți să te uiți în ochii mei? Hai, uite-te. De ce? Hello! Mai voi să ieși, poți să aștept? Bună, vine da, viață. Nu vorbeam cu tine. Vorbeai de mine? Da, am zis că îmi place foarte mult că ceea ce vorbesc eu cu tine spui mai departe și tu ai așteptări de la mine ca să nu spun mai departe. Păi, dar stai un pic, eu ce-am zis? După ce a fost Găbița, a venit ăsta. Ce-ai spus lui Cristian, tu nu trebuia să-i spui. Ce, că vrei să schimbi mașina? Da. Tu nu trebuia, că am vorbit. Înțelegi. Dar ce, am zis ceva rău? Noi doi am vorbit. Tu mașina? Da, mă, dar nu trebuia să spui mai departe. Cum tu ai avut pretenții de la mine ca să nu spun anumite chestii mai departe pe care nu le-am spus, așa am și eu pretenția de la tine, asta că momentul în care vorbesc ceva cu tine să rămână doar între asta noi. Asta a fost o chestie rea și noi am vorbit asta în emisiune. Dar nu ai să zic cum să-i spui tu lui Cristian ce am vrut eu să fac sau ce vreau eu să fac. Vrei să zic cum mi-a zis-o? Ca să înțelegi. Nu a venit la mine, bă, hai să-ți dau ceva despre Alexandra sau... Dar nu, dar nu este vorba că a venit la tine. Nu vorbeam pur și simplu de mașină. Vorbeam despre mașina lui, fii atentă. Vorbeam... Spune să mai avem încredere în bărbați. Să vorbesc eu. Au. Degeaba, tu tot timpul au... e cum vrei tu. Deci. Tu înțelegi cum vrei tu. Vorbeam cu Codruz despre mașina lui și a zis, bă, uite ce mașina mea, nu știu ce. Dar Alexandra vrea să-și cumpere acum... Mi-am în fața, mă, mașina aia voiam să o cumpăr din ianuarie. Dar știi să conduci viața mea. Da, și arăt și mesaje că am vorbit cu o persoană cu care trebuia să mi-o cumpăr. După care, de la care nu mi-a mai cumpărat-o, pentru că ai intervenit ce ai intervenit. Păi, bun, nu înțeleg, asta e o chestie rea, că am zis eu că vrei să schimbi tu mașina. Nu, pur și simplu puteai să-ți vezi de treaba ta și lucrurile pe care le vorbesc eu cu tine să nu le spui mai departe. Pentru că tu ai anumite pretenții de la mine, ca eu să nu vorbesc mai departe. Și dacă încerc să vorbesc, ar putea să-ți pară rău. Și uite că de data asta chiar vorbesc. Ce lucruri importante... Am zis așa grav, că vrei tu să schimbi mașina. Vorbeam despre mașina pe care tu l-ai scos pe gură, vorbeam despre în mașina. În momentul de față a venit să-mi ceară lumea socoteală că de ce să fac eu prea mult bani. Da, când o să mă las să vorbesc și eu să-mi spui. Vorbeam despre mașina mea și de improvizații și de un alt, așa am zis, băi frate, uite, ce mașină am eu și ce mașină vreau să-ți cumpere Alexandra. Păi este o vorbă în Moldova.
femeie e ca și ușa la Volgă. Până nu-i dai un picior, nu se închide. Hai că e bine. Ce faceți, fetelor? Hai că e bine dacă e. E și mai mărit el. Cu siguranță. Câți ani ai? Cât îmi dai? Ce zici tu? 29. Bună. Bună. Încântată. Uite ce v-am văzut. Bună. Bună. Floare. Bună, Romeo. Romeo, ce nume frumos. Mai dai și floare? Mulțumesc. Nu mai dai. Adriana. Era să te sară. Nu mai dacă n-are rost. Opa. Da. Păi ce rost are să mai dai? Ce faceți? Bine. Mariana, poate te ești emoționat. Vă așteptăm. Puțin. Mariana, îmi pare bine. Eu aduci. Romeo. Și Julieta unde e? Dar mie nu-mi dai floare. Bună. Hai, vezi. Ah, scuză-mă. Ai luat, ai luat până mine. Dar mie nu-mi dai floare. Hai, că... Da, da. Hai, dă-i eu ei. Da, ia-o tu, că tu cred că ai iubit-o, nu? Da, am iubit. Dar nu văd nicio legătură, dar... Da. Hai, mă, dacă noi împărțim amândouă vii. Lasă, nu-i problemă. Hai. Ce faceți? Bine. Bine, tu? Tu ce faci? Eu? Am venit să vă cunosc. Ce-mi place să mă duc caunul ăsta. Nu prea cred în zodii, dar sunt pești. Eu. Timișoara. Ah, Timișoara. Frumos orașul, nu? Câți ani ai? 29. Când s-a terminat ultima ta relație? Acum ceva timp, nu știu, câteva luni. Top 3? Top 3? Mm-hmm. Băi, sincer, aș vrea să vă cunosc pe toate, adică nu știu dacă aș putea să dau un 3 nume, nu știu. A, face, le-aș discrimina pe celelalte, știi? Toate sunt frumoase. Nu neapărat, cer la prima vedere, nu neapărat. După pot. Nu știu, eu cred foarte mult în vibe-ul pe care mi-l transmite o persoană când vorbesc cu ea, înțelegi? Adică nu știu dacă aș putea să dau... După fizic, doar să zic, bă, arăți, toate sunteți foarte frumoase, repet, arătați foarte bine. Păi dai pe un efort și... Dar nu mai stați, lăsați voi băiatul în pace, că după aia iar, dacă zici... Hai, Mariana! Dar hai, dacă trebuie să dau trei nume, să le dau, nu știu. Nu le da dacă nu vrei. Nu știu cum vă cheamă foarte bine, pentru că nu m-am uitat. Maria, Romeo, nu le da dacă nu vrei. Maria, să zic, da, e total aleatoriu, să știți, deci nu e... Maria Andrada, Mariana, Maia, Alexandra, Adriana, Aia și Mădălina. Maria, cred, Alexandra și Aia. Bine? Am zis bine? Nu știu dacă... Nu, am zis bine numele, dar da, sunteți așa, tu și tu. Cu ce te ocupi? Sunt antrenor de fitness și am lucrat 6 ani de zile în telecomunicații pe back office. Doar că nu-mi place, urăsc munca de birou și na, am ales să fac altceva. Ai simțit chimia cu Maria? Ce? Ai simțit chimia? Nu. Nu pot să zic acum că am simțit chimia dintr-un dans. Au dansat un minut, două, trei. Da, exact. Da, ce chimie să simtă. Dar tu, Maria, ai simțit chimia? Nu, chimia am simțit-o. Nu, mulțumesc, Maria, nu ai fost m-a stăltat spre Romeo. Eu o să țin de sus palsă. Vă vorbim. Mi-a părut bine să vă cunosc pe toate. Și nouă. Romeo, eu sper să o găsești pe Julieta în Casa Puterea Dragostei. Îți doresc mult succes. Dacă nu te descurci în casă, să știi că te aștept și eu aici. Este, mă, a venit. Faceți, băieții. Romeo, nu ești? Cum îl cheamă? N-am nimerit. Romeo. Romeo? Bro, Romeo. N-am ghicit, frate, niciunul numele tău. Salut. Hai că suntem mulți, dacă e. Romeo. Fines, nu? Câți ani? Nicos. Bă, am fost bătrân rău, am mulți. Nu știu, dar am par patru. Ești trecut. 35? 30. Păi ai zis că ești bătrân rău. Romeo, îmi pare bine. 29 am. Unde îmi pun și eu? Julieta care? Înainte. Bă, a venit bărbatul adevărat. Alexandra. Alexandru! Hai să vedem pe cine era la dans, să vedem dacă e Julieta. Mariana. Nu, am luat așa pur și simplu aiurea. Nu am luat neapărat. Aiurea? Că... Pe cine ai luat-o? E aiurea. Nu, am luat... Și aiurea cum ai luat? Ce? Aiurea pe cine ai luat? Nu mai știu cum o cheamă. Maria, cred. Maria. Fusta aceea lungă, nu?
Blozer? Da. A, ok, atunci trebuie să vorbesc cu el. Cine? Ce trebuie să vorbesc cu mine? Bă, nu știu, nu m-am uitat la emisiune. Nu m-am băgat în seamă cu ea în ultima perioadă. Ai făcut top? Ce? Top ai făcut? Da, am dat niște nume iar așa aleatoriu. Vreau să cunosc toate fetele, adică nu am venit aparat pe pe. Băiat, da, mă, ce mai știi că așa? Băiat, mele băiatul. Ce vă încercați? Romeo. Și aleatoriu cum e? Ce purisa și asta ce vă încercați? Băiat, băiat tatuată cu silicone, ai pus-o? Nu, aleatoriu, care sunt fetele? Romeo. Sunt fetele. Băiat tatuată cu silicone. Bă, stai, bă, lasă-mă, da, băiatul, iar urli, tu iar ești, lasă-mă că sunt serios. Tatuată și făcută și mai în fiecare dată vii și întrebi, mai am vreo treabă cu ea? De ce? N-am voie să întreb? Hai că te voi de la următorul gara. Bă, eu nu știu care cum sunt, că nu m-am uitat la emisiune. Care cum sunteți? Atrei în gara, frate. Te rog, nu te-ai uitat? Asta încep să le întreb, dar nu-mi să răspund. Păi numai și tu fii atent, Maria. Păi dacă nu lăsați băiatul să răspundă... Ei, mai zăpăcit. Hai că mă duc la baie, lasă-mă. Întrebi? Da, pe Maria, fața cu care am și dansat. Fata aia tatuată, nu știu, Alexandra o cheamă, nu? Așa? Să înțeleg că ai avut ceva cu ea sau ești cu ea sau ceva, nu știu. Am zis că nu știu care sunteți. Și a treia, aia. De ce nu se salută? De ce nu mă salută? Bine! Bine, frate Marinescu, ce, de ce? Faci? Ce-ai făcut? De ce ai lovit-o? Ce-ai scos de aici? A jucat? Ce? Poftim? Ce fiți așa moarte? Vreau să-mi schimb fața. Nu mai eclipseze. Eclipsă. N-ai uite-o că s-au uscat. S-au uscat florile acasă. Nu vine, am venit. E o iubire. Iubirea mea. Auzi, bine? Am lăsat trandafirul meu mai, că nu avea să ne dea la toate și am zis că lasă, nu îl da mie, că i-am iubit. Am cumpărat flori, am cumpărat flori, că le-a s-a uscat. Ce se întâmplă de mâine? Ce-am zis eu așa, de gură proastă ce ai? Dar ce se întâmplă? De ce nu de acum? M-am gândit eu de mâine, că azi e bună, nu ți-am zis că azi sunt zâna cea bună, de mâine nu mai sunt. Cu ce am avut gură proastă? A? Cu ce vorbești? Ce vorbesc? Ai, nu! Iana și Andrada, nu! Trebuie să mergeți în casa băieților. Nu putea să mă da trimiteți a doua oară pe mine. Da. Asta pentru mine. Comentariile alea. Nu mai desel. O să ai mai multe de acum acolo. Stai să vezi. Din partea ta? De ce? Dar ce comentarii? De ce ocazie? Vom vedea ocazie, cât de curând. De ce treabă avem noi doi, draga mea? Nu contează. Nu trebuie să avem nicio treabă. Păi și atunci? Păi nu trebuie să avem o treabă. Și atunci de ce îți cauți să îl scrii? Eu? Da. Te-am anunțat atât, doar atât. Nu ți-am scris nimic, nu ți-am scris ce faci, nu ți-am scris cum ești, nu nimic. Ți-am făcut doar un anunț atât. Deci o să ai cea mai rea cumnată de lume. Face? De ce? Da. E drumul, așa urât. E, da, hai să nu ne hazard. Dacă e pe Adriana cum... Andrada, hai că am o vorbă. Mă, dar de ce sunteți așa puțin? Că suntem șmecheri. Hai să mă dați de aici. Ești bine? Salutăm iar? Mă! Nu! Cine e cea mai încântată de apărere? Nu te zic lui Alexandra, stai cu minte! Cine e? Cine ți-a părut cea mai încântată? Alexandra. Alexandra și Mariana. Mă, n-are chileți pe ea! Te ascult. Unde să mergi? Păi, te ascult, am zis. Nu, că vrei să nu înțeleg ce se întâmplă cu tine. Adică nu înțeleg ce se întâmplă. Deci ți-ai schimbat atitudinea așa acum. Uite așa, mi-a schimb și eu. Cum și-o schimbă fiecare. În casă are atitudine și când este afară are alta. Ai spus că nu este cazul. Nu este cazul să ce? Să...
purtăm discuția asta. Uite, eu cred că e cazul și momentul. Ca să nu mai zică după aia lumea că fetele nu-și doresc relații în casă, când de fapt cred că băieții nu-și doresc relații în casă. Jo? Vin în casă și afirmă anumite lucruri despre fete și când ies afară... Când ies afară ceva? Fac cu fetele. Da, uite, poate pentru mine e ceva plăcut. Plăcut? Da. Ai văzut că am fetișuri de-astea mai nebune. Mai neînțelese de societate. Mai lasă-mă cu fetișuri. Uite că astea sunt ale mele. Astea ale tale? Da. Nu sunt doar astea. Puteai să ies o formă de glumă. Puteai să ies sub formă de glumă. Sub formă de glumă? Da, dar te atești prea rău acum și nu e cazul. Vezi că împreună, eu împreună cu aia și cu tine, adică poți să iau în formă de glumă? Adică tu vrei trio? Trisam. Trisam. Lasă-mă cu fetele. Ai văzut că eu cu aia n-am mai avut nicio treabă. Nu? Am văzut. Dar nu mă interesează dacă ai sau nu vreo treabă. Și până în alta nici contează tu. Să fii sincer, să fii om, atât. Dar până în alta nici tu nu acorzi foarte multă importanță. Nu mi-a curs. Da? Păi nu eu vin în emisiune și mă declar pentru tine și după aia mă duc acasă și te fac o șuțet. Este din trecut treaba asta, probabil. Din trecut. Nu știu, dar până una alta, Mariana, să zic o chestie, că și tu m-ai făcut aici. Te-am făcut, ok. În toate felurile. Eu măcar am fost persoana asumată și am zis că da, într-adevăr, te-am jignit okay. Și mi-am cerut scuze pentru asta, okay. Dar tu ai adus o calomie la... Adresa mea. Da. Mariana, termină. Nu termin, nu termin. Dacă vrei să discutăm lucrurile, trebuie să le discuți pe față aici, pentru că aici în emisiune sau păi în aici. Nu le discutăm okay. În exterior lucrurile okay. Astea. Okay. Dacă ai de gând să-mi pui acele înregistrări la ureche, o să le ascult. Normal că trebuie să le asculti. Okay, o să le ascult. Eu am fost. Da. Sunt extrem de multe momente în care... Nu. Nu, sau poate să fie unul dintre momentele în care am vorbit prost. O să-ți recunosc, da, Mariana, am vorbit prost, știi și tu treaba asta, că nu e... Dar ideea că... Nu e aia părerea mea despre tine, okay. lasă-mă să vorbesc okay, mai departe. Ok, hai, vorbește, o să-ți adresez scuzele de rigoare și tu poți să le accepti sau nu. Adevărat, mi-e dreptul meu. Despre asta e vorba, dar nu-mi scoate acum ochii că ce am făcut. Am zis, ok, dacă am dar făcut nu, treaba acum asta. Dar nu, acum vorbeam de acele înregistrări, că sunt irelevante. Dar despre ce vorbeam acum? Vorbeam de momentele în care eu te-am jignit pe tine și am putut să-mi cer scuze și tu m-ai jignit pe mine și tu nici măcar în ultimul moment, când toată lumea ți-a zis că ar trebui să-ți ceri scuze, uite, adevărat. Ok, hai că-mi cer. O să-ți spun următorul lucru. Toată lumea spune că, vai, tu vii și te declari pentru mine în emisiune. Păi, în primul rând, dacă vrei să te declari pentru persoană care e jignit-o, trebuie să-ți ceri scuze față de acea persoană. Nu. Și după să-ți spui anumite... Toată lumea nu este pro-Marinescu, înțelegi? Toată lumea nu... Dar trebuie să fie toată lumea pro-Marinescu. Ascultă-mă. Toată lumea de pentru tine contează dacă ascultă-mă lumea e pro sau contra? Da. Pentru că toată lumea niciodată, toată lumea din casă, bine, poate să fie mici excepții, dar sunt foarte mici, știi? Cam atâta. Nu prea le vezi. Sunt microscopice. Da, asta este. Care niciodată nu o să fie pentru Marinescu a-și forma o relație aici în casă. Cu tine sau cu orice fată. Înțelegi? Mai ales cu tine. Pentru că tu ești aici de la început, tu ești aici o concurentă puternică, tu ești o fată care, în momentul în care zici ceva, mesajul ajunge la persoanele din jurul tău. Înțelegi, niciodată nu o să încurajezi o relație între mine și tine. Scurt. Dar tu aștepți să fii împins de la spate de cineva ca să te încurajezi într-o relație? Dar tocmai nu e vorba de asta, nu înțelegi. Mm. Nu înțelegi. Asta mă refeream strict la influențele pe care le poți avea tu, eu? Dar și eu. Și eu. Sau și persoana din exterior. Adevărat. Înțelegi? Eu la asta m-am referit. Dacă, nu știu, uite, sunt, uite acum, dacă vrei, acum, între patru ochi, dacă tot avem portița asta deschisă aici, îmi cer scuze, da? Pentru, nu știu, inclusiv înregistrările, inclusiv cuvintele pe care ți le-am mai lăsat aici în emisiune urât, inclusiv acțiunile pe care le-am mai făcut care te-au deranjat. Îmi cer scuze aici în fața ta. Vrei să mi le accepti bine? Nu vrei? Chiar ești bine. Normal. Tu tragi concluziile. Eu am fost ok, eu te-am jignit cu niște chestii care după două zile au fost uitate. În schimb, tu m-ai jignit pe mine uitate? Cu niște chestii. Da. Păi da, au fost uitate de mine. Nu, au fost uitate și de foarte multă lume care se uită la noi. Dar chestia care ai spus-o tu la adresa mea n-a fost uitată de mine. Și cred că în momentul în care m-ai sunat, eu zic ce am auzit. Ai văzut tu persoanele care de fapt așa. Eu zic așa ce s-a întâmplat. Ok. Ok. Ok.
Mariana, poate ai avut și tu o scăpare. Eu? Și atunci am auzit am de la Alexandra. Am scăpări, dar minore. Eu nu mă refer... La așa ceva n-am avut niciodată de când sunt aici. Dacă vrei, vin cu dovezi de... Dar n-a fost o chestie falsă pe care am zis-o. Ba da, a fost chiar aia am văzut și aia am auzit. Da, a fost o chestie în momentul în care vorbeam cu Alexandra. Ah. Eu mi-am cerut scuze pentru, nu știu, jigniri sau ce ți-am mai spus eu în emisiune. Pentru asta mi-am cerut scuze. Ok, și dacă Alexandra zice acum să te duci, te arunci într-o fântână, să te duci, te arunci, că zice ea? A fost o chestie pe care am vrut să o discut aici. Dacă tu ai luat-o că am vrut să te jignesc sau să-mi bagi joc de tine, păi da, asta a fost. A fost o jignire care până în prezent circulă în tot internetul. Tu crezi că eu mă simt bine când... Măcar, ok, eu mă asumam dacă făceam lucrurile astea. Dacă făceam, într-adevăr. Înseamnă că am un impact foarte puternic. E, uite, vezi că o să am și eu impact puternic de acum încolo asupra publicului. De ce? Uite așa. Uite, vezi, eu sunt acum cât de ok pentru sunt. Că... Uite cât de ok sunt eu cu tine. Da, am zis că ok, ești ok. Da, păi și atunci... Păi și eu ce fac? Dacă o, vrei... o să aibă impact. Persoana mea, n-am zis că referitor la tine. De ce interpretezi lucrurile? Oricum sunt sigur că... Că ce? Nu-ți dorești o relație aici în casă? Ba da, îmi doresc. Nu cred. Cu mine oricum nu cred că îți dorești o relație. Și ceva, eu în primul rând mi-am dorit să am încredere în persoanele de aici. Dacă zic o chestie în interior, să o respecti și în exterior. Atât am cerut. Ok, dar mi-ai după dat... aia să nu zică lumea dat... că eu nu doresc relație. Okay. Eu știu cine nu-și dorește relație în competiția asta și știu și foarte eu. Bine. Dar mi-ai dat oportunitatea să îți câștig încrederea? Hmm? Mi-ai dat oportunitatea să-ți câștig încrederea? Da... Am vorbit noi încrederea... în exterior? Nu, dar încrederea într-o persoană... Se capătă, da. Că, da, se câștigă. Păi da. Dar nu, se, nu te dar duci nu și dat... vorbești cu alte persoane despre o persoană care tu susții că o placi. Atâta tot. Dar știi foarte bine treaba asta. Știu foarte bine ce. Eu am zis de vreo două luni și ceva de zile că tu ești femeia care mă atrage de aici din competiție. Okay. Am înțeles. Și știi tu că, deci aia, poți aia te duci este... afară să vorbești de femeie care pe tine te atrage. Cum poți să te duci să vorbești urât de acea persoană? Sincer, eu... Nu o să accept scuzele lui Marinescu, pentru că m-am cam săturat de oamenii care vin și se prefac în emisiune că, vai, că îmi place, că îmi pare rău și în exterior, de fapt, stau și te înjură ca la ușa cortului. Așa că îți mulțumesc, Marinescu, că mi-ai demonstrat încă o dată că nu pot avea încredere în voi, băieții, din această competiție. Actual? Da, în momentul actual ce se întâmplă? Ce situație avem noi doi? Noi doi? Da. Suntem prieteni, vorbim. Okay. Ne înțelegem ca colegi. Ok. Poate fi cazul și crede-mă că nu o să vin să-ți cer explicații. Da, ar fi putut fi caz de ceva mai mult. Sunt sigur. Da, zic eu. Dacă zic eu, înseamnă că așa e. Dacă zic eu, înseamnă că așa e. Nu vezi că toată lumea a văzut chimie la Marinescu și la Mariana? La Marinescu și la Mariana? Da. Și eu când ziceam trebuie să mă lua la mișto. Păi ți-am și eu acum. Ce-ai Caterinca? Păi nu făceam Caterinca, ți-am și eu acum. Vezi cum... Am lăsat să treacă timpul, să zic direct. Să-ți zic eu din gura mea să o auzi. Vezi cum eu nu sunt Rareș. Da? Nici n-ai cum să fii vreodată Rareș. Dar de ce l-ai adus în discuții pe Rareș? Sau acum, prietenii tăi care vorbești. Se dor de el? Nu am nicio treabă. Păi și atunci de ce l-ai adus în discuții? E prea slab pentru tine. Prea slab pentru mine? La ce te referi că prea slab pentru la mine? La tot, pentru a-și forma o relație cu o femeie așa puternică. Da? Da. Poate-l fac și eu puternic. Da. N-ai cum. De ce n-am cum? Păi dacă stai lângă o femeie puternică, devii și tu puternic, nu? Deci, zi-mi ca să știu. Ca să știi ce? Poate fi cazul de ceva, nu poate să fie. Ți-am zis, ar fi putut fi cazul. Ah, n-am înțeles. Doar că încă o dată ai dat cu Da. Nu, că oferi ceva, după aia ei, după aia oferi. Eu? Tu ești asta, da. Tu vezi că dacă... Dacă nu ai putut să câștigi încrederea, nu știu, n-are nicio treabă. De ce îmi dai peste dacă mână? Eu, dacă o mănici, da, și ascultăm-o cu atenție și cu Rareș, îți acceptă ție lucrurile astea pe care le faci. Care și anume, le dai una, le-o iei. O dai, o iei. Până o să-i dau la unul de tot. Nu sunt genul ăsta. Asta este, mi-am dat seama.
Eu n-am zis că trebuie să fii genul la fiecare. Fiecare persoană este diferit în felul dacă său. Dacă ți-ai dat seama... Și asta este problema, că e bine să fii diferit. Toți suntem diferiți. Dacă ți-ai dat seama... De-aia ne aflăm toți aici, pentru că suntem toți diferiți. Dacă ți-ai dat seama, abordează-mă altfel. Dar nu mă mai atinge atâta. Ce crezi că... Că ce? Că mi-e frică de tine sau... Păi și atunci... Vreau să simt și eu, să simt skin-ul. Auzi tu, așa simți o persoană, împungând-o cu deget, hai lasă, atinge-te pe tine. Nu știu dacă este dată înapoi, este posibil, dar nimic nu este prea târziu. De aștept mine cu că eu nu, când îmi place și George a venit astăzi dimineața și a zis că el pe mine mă vrea, dar eu pe el nu-l vreau. Dar de unde așa afirmații? Eu am auzit că tu l-ai strip când am stat acolo, am auzit că tu i-ai spus să vină cu tine aici să vorbiți. Da, da! Păi s-a ridicat, s-a ridicat și a venit. Nu, a spus Maia că eu sunt, mai vrea să vorbească cu el. Și el a zis, îmi pare rău, Maria e mai importantă la moment decât subiectul tău, da, i-a zis. Da, asta cu mine mi-a explicat ceva, s-a ridicat și s-a dus acolo. Păi despre ce vorbim? Foarte important, da. Am simțit și eu importanța. După să nu mă judece ei pe mine și să-mi zică că... Că da, înțeleg, faza cu Alexandru nu i-am dat eu oportunitatea și când venea Alexandru lângă mine, eu plecam. Da. Dar în cazul lui, chiar nu au de ce să mă... să-mi zică mie nimic. Încă o mai aș pe mai la Dan. Hmm? Mai luată și nu, a luat-o la mișto. Salut, salut! Îl pierd. Salut! Da. Au fost foarte bune clătitele aia, îți mulțumesc să mai faci. No. Dar eu trebuie să-ți fac? Uite, ai aici Maria, Maia. Dar hai, lasă-o tu pe Maria în pace. Le-am mâncat clătitele la mamă, ce bune au fost. Lasă că îmi face... Nu fac singur. Uite, le fac cu Romeo la hotel. Le face Mariana. Dacă nu-mi place de el, și dacă nu m-a pus în top, crezi că dacă îmi place, nu pot să lupt pentru el? Dar nu-ți place. Măi, dar tot zodia pești? Eu nu vreau zodia asta. Eu nu vreau zodia asta. Hai mă, că n-are nimic azi zodia cer. Hai mă, lasă. Nu știu, măcar așa, la prima vedere, să simți ceva când apar și asta, dar nu. Nu am ce treabă. Și crezi că m-a interesat? Oricum a zis că topul e aleator. Credeți, dacă îmi plăcea de el, nu mă duceam către el, stăteam că, vai domne, le-a pus el paltele în top. Bă, dar m-a interesat. Dacă mie îmi plăcea, mergeam pentru el până în pânzile albe acolo. Bună ziua! Ce-ați mai făcut? Bună. De ce e supărată Maria? E? M-a supărat Nicos. De ce? Pentru că cere explicații de la mine, dar el face același lucru. Și se pare absurd. Faptul că mai vorbesc cu cineva, el face același lucru. Și el vorbește cu mai multe fete din casă. Ia uite. Diferența este că eu nu vorbesc. Nu. Nu. Bun, dacă îți răspunde, ai noroc. Nu era vorba de sunat, am mai specificat și în emisiune, Alexandra. Dacă vrei să faci subiect pe tema asta, fă-o, nicio problemă. Păi tu l-ai făcut, o să-l duc. Și... Nu mă interesează ce am făcut eu afară. Era vorba de un apel la 4 dimineața, domnișoara Cristina, așa. Când eram mai multe persoane împreună. Și o pedeapsă. Da. Când ne, să zicem că ne jucam. Așa. Alexandra, de ce îți dai ochii peste cap? Ia zi și versiunea ta. Nici o aberație din ce. Adică, de ce aberează Maria? Acum, până acum, spunea că era curiozitatea unei alte nu, persoane. Nu, am spus-o, am spus-o... După care Mariana a intervenit și zice că a fost o provocare. Păi eu nu am vrut să zic care era, de fapt, situația. Ce vrea, Alexandra, să zic că am vorbit și eu cu Codruț? În acea seară? Știu cine a vorbit și așa cum ați vorbit. Stați liniștite, că știu că... Nu ești într-o relație cu el, n-ai de ce să-i ceri explicații. Dar nu i-am cerut eu explicații, el mi-a dat fără să le cer. N-ai de ce să te dai pe geloasă aici în fața noastră. N-ai de ce să te faci pe geloasă, că n-ai niciun motiv. Nu mă fac pe geloasă. E liber, poate să facă ce vrea și poate să ne spune pe ce vrea. Nu mă fac pe geloasă. Fă-o pe ce vrei tu. Diferență. Hai, lasă-mă. Nu sunt geloasă, că dacă eram geloasă, crede-mă că... Da, dar dimineața de ce mă interpretezi? Nu, eu i-am spus Marie cu totul și cu totul altceva. Dacă tu n-ai înțeles, nu este problema. Dimineața m-ai întrebat de
ce l-am sunat pe Codruț. Păi da, și motivul pentru care, care ar fi motivul sunat, să mă întreb pe mine asta? În emisiune, care ar fi motivul că tu m-ai întrebat pe mine, pe mine așa ceva? Păi atâta timp cât nu sunt într-o relație. Spus că vrei să mă provoci pe mine. Nu am nicio treabă cu tine, Alexandra. Zic acum în față. Îți zic acum în față, nu mă interesează nici persoana ta și nu mă interesează atâta timp. Dacă eu o să-l sun pe Codruț, o să vreau să-l sun, o să-l sun. Maria, după gală, ce s-a întâmplat între tine și fete? Fete? Maia. Da. Nu, între mine și Maia. Între noi două. Nu s-a întâmplat nimic, Nico s-a afirmat ceva în, în timpul galei. Așa. Eu nu am vrut să dau nicio reacție pentru că chiar nu m-a interesat. Eu m-am apropiat de el, l-am întrebat... mai simt, ce l-am eu din cauza stresului și că mi-era rău și așa mai departe, am răbufnit fără să vorbesc cu Maria. Asta a fost greșeala mea, că nu m-am dus să vorbesc cu Maria și am ascultat ce a spus Nico. Dar nu m-am întors. Adică, nu doar că eu... Ea a venit acasă, eu de-aia nu i-am dat reacția aici, că puteam să fac și eu. Bufnit. Doamne ferește. Dar eram prea bine dispusă, unul la mână, aveam o rochie prea frumoasă pe mine și mă simțeam prea bine. Am vorbit cu ea acasă, i-am zis că... M-a făcut Andra de-a să râd. I-am zis data viitoare, pentru că lumea aici o să încerce să te influențeze. Unul la mână, doi la mână, să creeze situații care, unde anumite persoane reacționează. Și Nicos, creând situația dată, a vrut să vadă dacă e adevărat, dacă ea mi-a zis sau dacă eu am auzit. Pentru că știa, dacă o să scoată pe gura acele cuvinte, ea va da o reacție. Ceea ce, ce și s-a întâmplat. S-a întâmplat. Deci v-a pus la încercare cumva, v-a testat. Da, însă îmi pare rău, dar eu am reacționat. Nu am gândit-o pe moment. Și am spus, data viitoare, dacă se mai întâmplă, vii la mine și vorbești. Dacă nu vrei să vii la mine să vorbim, atunci o să iasă scandal rău, îmi pare rău. Am tăcut odată, dar nu mai pot să intru în situație. Practic, Nicos s-a încercat să vă dezbine? Nu e vorba că Nicos a încercat să ne dezbine. Nu, am înțeles prost, cred. Nicos, cred că cineva nu, scopul lui Nicos a fost să afle dacă Maia i-a spus sau dacă eu am auzit. Eu asta cred, a fost, că Nicos nu avea nicio treabă. Că bine Maia, băiatul o fi înțeles cu totul și cu totul altceva și asta a fost. Păi și în acest moment, Maria, tu de ce ești deranjată că Maia vorbește cu Nicos? Nu era vorba de asta, doamna Cristina. Eu, de dimineață, zic, hai, aduceți-mi-l și mie pe Nicos, aduceți-mi-l și mie pe Nicos. Ea auzise cuvintele astea. Vine Nicos, se așează lângă mine, de unde se trezește ea din partea aia și vine, se așează lângă noi. Și eu îi zic, Maia, vreau să vorbesc și eu cu Nicos. Și Nicos la fel i-a zis, vorbeam cu Maria. M-am ridicat, m-am dus în partea aia, Nicos i-a explicat că... vrea să vorbească la moment cu mine, ea o ținea una și bună, a venit Nicos în partea aia, stat. Și a vorbit cu tine? Nu, n-a vorbit. Nu, a vorbit. Nu. Adică tu mie ce-am făcut treabă, eu? Nu am dat importanță de ce zici tu, că nu s-a atentă la tine non-stop 24 din 24. Am vrut să vorbesc cu omul, am vrut să-mi zic punctul meu de vedere și să-l aud pe a lui. Da, dar omul ți-a spus de 3 ori că vorbim după. Ți-a spus Nicos cu gura lui asta. Ok, și a vorbit după cu tine, na. Ți se pare că nu, e prea insistentă Maia? Și după a vorbit cu tine. Maria, ți se pare că Maia este prea insistentă și cumva vă deranjează? Sau nu te deranjează? Neapărat pe mine, doamna Cristina, nu mă deranjează. Eu nu sunt într-o concurență cu Maia. Eu când o să vreau să fiu cu un bărbat în casa asta o să fiu. La și moment nu vreau să fiu nici cu Nicos, nici cu Alexandru. Am fost fată drăguță pentru că puteam să bag râcă între ea și Alexandru când ea se cunoștea cu ea. Cu Maia. Da, pe de altă parte, Mariana vă spunea să nu vă agitați pentru că Nicos tot cu aia. Dar eu nu mă agit, eu nu am nicio treabă cu Nicos, nici nu-mi place de nici nimic. Ce voie să spui Mariana cu asta? Păi acesta este adevărul, că Nicos în continuare o place pe aia. De unde știi tu? Știu eu. Se vede, doamna Cristina. O sună, îi dă mesaje? Mai 18.000 păsări. Dar aia îl place pe el? Asta nu știu, doamna Cristina. O să întreb, promit că o întreb și... Și îmi spui, da? Bun. Oricum îmi spune mie aia tot. Dar tu îl plași pe Codruț? Eu? Nu! Atunci de ce vorbești cu el la telefon? A, dar nu, așa, în glumă mă spune. El pe tine? Da, doar nu eu pe el. A. Hai să facem conexiunea și cu avem secrete, a fost doar așa, o joacă. Bună ziua! Doruna! Romeo, bine ai venit în Casa Puterea Dragostei! Bine v-am găsit! Unde cum ești? Te simți aici? Mă simt bine deocamdată. Da? Aștept să cunosc fetele mai bine. Super, Doamne ajută! Ai văzut, avem mâncare, băutură, fete frumoase, avem de toate. Domnișoara Cristina,
Da. Am și o întrebare. Ia zi. Am înțeles că Maria m-a sunat că a fost provocată. Ia întreabă. Maria, dragă, ai fost provocată? A fost o situație creată ca să te sun, să zicem așa. Ia. Ce ia? Ți-am zis. Dezvoltă. Ia zici cineva, n-ai curaj să-l suni. Dezvoltă. N-ai curaj să-l suni. Ce dezvoltare vrei? Păi ce, deci să mai pe românești, ai vrut să te joci cu mine? Cam așa mamă, ceva. Mamă. Dacă am înțeles. Chemați intervenția. Maria, tu mă nu. Dar n-am vrut să... După aia ai zis că tu mă suni când vrei, pentru că vrei și așa. Uite, eu te rog de acum înainte. Când am zis asta? Acum. Ce am zis? Că tu mă suni când vrei. Da, pentru că Alexandra îmi Maria, cerea Maria, lasă-mă explicații. Să termin. Uite, eu te rog de acum înainte să nu mai suni nici când ești provocată, nici când vrei. Să bine. Mă suni deloc, bine? Bine. Mulțumesc frumos. De ce te-ai supărat atât de tare, Codrus? Te-ai simțit luat de la mișto? Păi, cum? Normal. Bă, dacă te-o sună, nu ți-o dă. Auzi, Codrus, te-ai adică fi așteptat să fie din propria inițiativă? Asta la deranj, păi, da. Ți-ai fi dorit? Să mă sune din propria inițiativă? Nu mi-aș fi dorit să mă sune deloc. Da. Dacă ea mă sună să se joace cu mine, să facă astea... Eu vreau să mă înțelegi, să nu mă înțelegi greșit, pentru că mi-e drag de tine ca om. A, da. Nu am avut nicio treabă să te, să da, te iau ce, la mișto. Să mă sun, să mă iei la mișto bă, sau pentru ce? Dar nu te-am luat la mișto. Mă sun că ești provocată. Nu te-am luat la mișto. Da, dacă, da, a fost ce ți-am dacă, a fost creată. Dacă pe tine te provoacă cineva să sari în fântână, tu sari? Poftim? Nu pofti, că știi ce se întâmplă. Dacă pe tine... N-are dacă nicio treabă. Dacă pe tine treabă. Te provoacă cineva să sari în fântână, tu sari? Codruz, dar n-are nicio legătură una cu alta. Păi era mai multe fete și, cum ți-am mai zis, a fost o situație creată ca să te sun. Dacă nu ți-a convenit, îmi cer scuze că te-am sunat, data viitoare nu o mai fac. Păi și bun, eu când te-am întrebat a doua zi de ce m-ai sunat, de ce n-ai răspuns? Pentru că n-am vrut să fac din ce s-a întâmplat un subiect, ce și s-a întâmplat. Aha. Da. Bun. Doamne. Nicos. Data viitoare să nu mai suni. Nicos. Da, să rămână. Bună. Ai auzit ce vorbeam cu fetele mai devreme? Da, domnișoara Cristina, am auzit. Și? Aș dori să îi pun și o întrebare Mariei, foarte bună de altfel. Ia. A spus că a încercat toată ziurica să dea de mine. A cerut voie la cameră să vină să... Într-adevăr, este adevărat, mi-au confirmat și fetele. Nu a cerut voie. Nu a cerut voie la cameră. Mă rog, așa am înțeles că m-ai cerut tu. A zis, mi-l aduceți pe Nicos. Așa, mă rog. Dar îmi dau seama acum, după toată discuția asta creată, că ea nu m-a cerut sau nu căuta să vorbim gen ceva productiv. Nu. Vrea doar să clarificăm situația asta. Știu și eu chestia asta, pentru că i-a spus Alexandra să se ducă în camera roșie să te cheme acolo și i-a spus da. Că păi da, dorința ei mare era să, să clarificăm discuția asta. Eu personal, domnișoara Cristina, nu m-am supărat pe ea deloc, nici că l-a sunat pe Codruț, nici că a dansat cu Romeo. Auzi, asta înainte de a continua, vreau să întreb pe Mariana. Ce îți spunea Maria mai devreme, că a obosit-o, Nicos? Nu. Dar? Nu, n-am zis asta, am zis eu că am obosit. Tu ai obosit? Da. De ce ai obosit? Te obosește, Nicu? Doamna Cristina, nu e vorba de asta. Hai să vă zic ceva. Se creează situații în care eu sunt pusă într-o lumină proastă și evident că mă deranjează. Pentru cine că deja e a treia sau a patra situație. Nu contează, e vorba de N persoane care fac asta. Și nu pot să tac la infinit. Atâta timp cât Nicos a venit... Ți-am dat voie să vorbești. Nicos a venit la noi în casă, s-a așezat lângă mine, da, am încercat să vorbim, a intervenit Maia, m-am ridicat, m-am dus pe canapea, s-a ridicat și el, a venit pe canapea, a stat exact 2 secunde lângă mine, s-a ridicat și a venit înapoi. Despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Uite, și Maria, după eu Maria, trebuie Maria, să cer cameră roșie? Poftim? Mai devreme nu i-ai spus lui Maia că ai vorbit cu el? Păi da, dar acum păi am stat 2 secunde, atunci ai zis că a vorbit. Da. Tu știi. Okay. Ia lăsați-i pe cei doi să-și rezolve problemele. S-a ridicat și a venit acolo. Am vorbit, a clarificat o situație, a vrut el ceva să-mi spună, mi-a spus și nu l-a interesat ce vreau eu să-i mai spun. Sau ce voiai să-i spui? Nu aveam neapărat ceva să-i spun. Să ducem o discuție până la urmă. Nu-și dorește Nico să poartă o discuție cu tine? Poate a simțit că este mai important ce vreau eu să-i spun. Nu, ți-a zis pe față că eu sunt mai importantă ca tine. Păi da, dar la tine a stat 2 secunde, la mine a venit să clarificăm, nu știu. Nu, te-ai impus tu în fața lui. Și să știi că cu insistența nu prea se ajunge nicăieri. Bun.
Comănici și Marinescu, de ce vă faceți păcălici? Ce vorbeați acolo? Cristina, nu spuneți Comănici și Marinescu. Marinescu, de ce l-ai făcut pe Comănici păcălici? Puneți așa, vă rog. Vă auzeam pe fundal vorbind și n-am înțeles ce aveți de împărțit. Vorbeam cu Romeo, scuzați-mă, cu băiatul nou și la care Marinescu, ce mă? Și am zis, Marinescu, nu vorbesc cu tine. Băi, păcăliciule. Exact asta a fost răspunsul. Marinescu, de ce faci colegii păcălici? Păi, nu, s-a vopsit în cap, nu vi se și pare? Și ce ești? Tu ești vopsit. Nu-ți place? Da, Maria, domnișoara Cristina, încă din începutul zilei am purtat aici niște discuții cu George, cu Nicos și Comăniș tot mă striga. Și am zis, stai omule, că vorbesc cu oamenii ăștia, după aia clarificăm situația. Nici nu m-a băgat în seamă, nu. Și după s-a ofticat că, domne, nu-l bag în seamă, că nu-l mai căutați pe Marinescu să vorbească, probabil că se simte, suferă de nebăgare în seamă și ăsta este motivul pentru care eu cum stă situația. Are reacțiile astea față de mine. L-am strigat, era un subiect, nu știu, la momentul respectiv eram interesat de subiect, aveam și eu câteva întrebări, vreau să dezbat ceva cu el. Nu m-a băgat în seamă, am strigat, am mers, l-am luat de mână, Marinescule, m-auzi, nu m-a băgat în seamă, nici nu se uită la mine, nu vorbea cu mine și am zis, de acum o să mai vorbești cu bilet de voie, cu mine. Era în mijlocul unei dispute cu George la acel moment. Da, dar nu, văd că el când are o dispută nu poate să fie atent la două persoane deodată. Încercam să port o discuție. Creierul lui se concentrează pe o singură persoană. Comunici. Încercam să port o discuție cu George, să lămurim niște aspecte, da, care nu erau clarificate și nu a înțeles nici Nicos, nici tu, nici Codruț. Iar apoi vorbeam cu tine, trebuia să stai la rând. Păi zic eu cum clarifică Marinescu situațiile. Haide, bă, lasă-mă, mă. Haide, apropo, bă, de asta, Marinescu și George, ați clarificat ce aveați de clarificat? Domnul Domnișoara Cristina, ce se clarifică el? Treaba cu... Ce știe el despre tine, despre mădă? Domnișoara Cristina, Marinescu probabil că știe ceva despre mine și oricum a afirmat și a venit despre tine, cu... Lasă-mi te rog frumos. A venit cu el în emisiune la momentul oportun, când eu eram un bărbat singur. Eu am venit și mi-am asumat tot ceea ce am făcut, am recunoscut, nu este nicio problemă. De când sunt cu Mădălina, îmi pare foarte rău, sunt curat ca lacrima, nu ar avea ce să facă. Chiar voiam să zic, George, știi că ai zis că tu ești curat, dar iubita ta nu e. Da. Așa a zis el? Da. George, păi dacă nu mă... Ok, lasă-mă să vorbesc eu, că mă întreabă și eu vă vorbesc. Eu când am vorbit cu el, a zis... Eu sunt curat și din punctul meu de vedere și Mădălina este curată și va rămâne curată pentru mine toată viața, indiferent ce spune el. M-a deranjat foarte tare că a venit și a spus că dacă voi o să dați acea înregistrare, țin să-i readuc aminte că acea înregistrare este în posesia Marianei, iar Mariana, dacă vrea, o să o dea, o să o dea. Iar el a venit, țanțul, să spună... Mariana a dat-o staff-ului, o avem. Foarte bine. A venit să spună că... Aoleu, schimbare la față! Codruțe! Mă, stai acolo, mă! A venit să spună că dacă noi îl acuzăm cu ceva, el va fi tăticul nostru. Atunci m-am enervat și i-am spus, tăticul meu este la mine acasă, tăticul lui este la el acasă, dacă vrea să formuleze altfel afirmația pe care a făcut-o, cu cea mai mare plăcere. Eu îl aștept, dar mă repet și spun și lui. Încă de la FAB până acum l-am crezut un adversar, un competitor destul de bun în această competiție. Așa. Dar începând de la favoriți și plus aceste 3 zile libere pe care le-am avut, în care a fost foarte, foarte stresat de această înregistrare, după vorbești și tu, din punctul meu de vedere este un competitor foarte slab. Și o să vorbesc cu el numai atunci când o să vreau eu. Bine de voi. Aștept... Marinescu, da. De ce ai fi stresat cu privire la acea înregistrare? Că nu e nimic grav. Îți amintești ce ai spus în trecut? Ce ar putea fi compromițător? Are doar o săptămână. Cristina, ceva compromițător. Mă gândeam acum la George, vreau să vorbesc cu George. Ceva care să mă afecteze atât de grav, consider că nu este. Nu am vorbit, nu știu, atât de prost încât să fiu descalificat sau să fiu eliminat din această competiție. Asta era problema. Dacă eu am vorbit și cu fetele, atât cu Mădălina, cât și cu Mariana, dacă am spus ceva greșit în acele înregistrări, mi le asum, am fost eu, sunt momente în care vorbești prost sau poate, nu știu, am fost frustrat sau am fost constrâns de situație, dar vreau să-i spun lui George că de fiecare dată el, nu știu, înflorește foarte mult toate discuțiile. Ce? Și le... Nu, nu.
Dacă mai fi ascultat, nu trebuia acum să clarificăm. Era momentul în care trebuia să clarificăm acea discuție, a fost înainte, nu acum cu domnișoara Cristina, George. Auzi, Marinescu, dar tu ai idee cine te-ar fi putut înregistra? Domnișoara Cristina, nu știu, chiar nu știu, momentul în care plec din emisiune și sunt la hotel, sunt foarte obosit, am momente în care nu mă mai controlez, e posibil să vorbesc prost. Băieții spuneau că nu s-ar mai afla în casa acea persoană. Da, probabil că fac referire la Mario sau la Mihai. Da, bravo, mă! Bravo, mă, ăștia de... Dar e posibil, domnișoara Cristina, mai este încă o variantă. Este... Ia stai un pic, că vrea Alexandra să ne spună ceva. Da, eu când te-am înregistrat la Dei, tot așa te simțeai proști și nu aveai stare necesară în aceleași lucrurile. Domnișoara Cristina, este posibilă și o altă variantă pe care o pun în această ecuație. Ia. Și anume, ca ei să dea vina pe concurenții care nu mai sunt aici în casă, doar ca să scape ei bazma curată și să nu fie considerați de lume. Hai că... Te-aude pe înregistrare. Ați mai zis că persoanele sunt. Logic. Te-aude pe înregistrare. Voi să dăm vina pe ei? Da. Ca să scăpați voi bazma curată. Logic. Marinescu, la persoana respectivă în telefon nu poate intra nimeni, numai el. El personal a trimis acel vocal cu tine. Da. Deci nu noi. Ia fiți atenți. O să aflăm în curând cine te-a înregistrat și mai ales ce ai spus pe acea înregistrare, pentru că în momentul următor am o surpriză pentru voi. După cum știți, un concurent din casă, respectiv Rareș cel nou, a plecat. David. Și... David. Cum facem noi de obicei când cineva pleacă? Aducem David. Un fost concurent. Oricare. Rares. Ci pe cel mai votat din acel moment, din topul Rares. Telespectatorilor. David. Așadar, să intre... Rares. Rares. Care Rares? Amarian. Rares. Rares. Amarian. Rares. Rares. Ia de la început golanul, mă. Mariana este genul de persoană care îi place să fie curtată de foarte mulți bărbați, dar uită mereu că bărbaților le plac reducerile și lucrurile ieftine. Înțelegeți? Aș vrea să văd un sărut, dacă se poate. Și eu. Este, nu? Așa s-a promis. Bun. Și comănice, nerăbdător să vadă acel sărut. Eu n-am nicio treabă, domnișoara Cristina. Nu ai nicio treabă, spuneai că pleci. Am de vorbit cu tine, frate. Poftim? Spuneai că pleci dacă va veni Voiam... Rares. Ce-am zis eu? Dacă va reveni Rares și se va cupla cu Mariana, tu vei pleca, asta ai spus. Domnișoara Cristina, dar la un moment dat am și zis că îi cedez. Am zis la un moment dat că ofer și locul meu lui Rares, dacă e cazul. Exact. Dar care variantă rămâne în picioare, Cristian? Păi rămân mai multe variante, că am avut și noi o pauză de câteva zile și... Cristian, dacă nici eu nu te cunosc! Mincinosule! O aștept și eu să plece o fată din casă, să vină alta. Da, hai să nu-i luăm bucuria lui Rares. Bună ziua din nou! Bună ziua din nou! Uite, fii atent! Mai îți dau o bucurie! Mă dă, vinu aici, du-te lângă Mariana! Du-te lângă Mariana! Mulțumesc! Hai. Te las, Rares! Mulțumesc! Bă, alea-s florile care le-am cumpărat eu lui Alexandru. Acum să vedem. Mariana ne-a spus că dacă revii, așa, este dispusă să formeze un cuplu cu tine. Eu nu știu ce se va întâmpla, dar suntem în casa puterea dragostei și sper la cât mai multe cupluri. Ce? Vai, săracu Comănici, mă uit pe ecran și nici nu-l pot privi, dar eu n-am nicio treabă, l-am auzit pe Marinescu. Domnișoara Cristina, de la pării s-a tras la față, uitați palidei. Că ăsta mai lipsea. Nu. Da. Marinescu, am auzit că ești cam stresat. Ăsta m-a registrat. Stresat, agitat. Nu vezi că s-a îngălbenit la față? Nu știu cine te votează pe tine, că ești cel mai slab concurent. Eu. Uite că cel mai slab concurent te mai ține câteva zile așa agitat, cum ai fost săptămâna trecută și săptămâna asta. Încă puțin. Ai prins puțin, glas. Puțin. Ai prins. Am prins glas, da. Marinescu, te întreb ceva.
Te așteptai vreodată să te înregistreze Rareș? Și mai ales să dea fetelor? Normal că nu. Domnișoara Cristina, eu i-am dat, nu știu, prin ceea ce a făcut, nu mă afectează așa de rău. Este foarte simplu. M-a înregistrat să picel bine în fața Marianei și a ei. Nu, Marianes, cu unul la mână, doi la mână, Rareș. Eu l-am înregistrat, intenția mea a fost să-l înregistrez pe Mihai, dar ție cum îți place tot timpul să fii personajul principal, oriunde ești, oriunde mergi, uneori mai bine să fii și cel secundar. Ok, nu mă interesează, nu mă interesează ce ai făcut, bravo ție, dar tu ce ai făcut? Tu practic ai... nu știu, te-ai folosit de bunătatea mea. Eu te-am zis trădat? Extrem, nu mă simt. Nu, că n-am avut prea mari așteptări din partea lui Rareș, domnișoara Cristina. Dar eu i-am spus lui extrem de multe lucruri, chiar și în seara în care a plecat din casa Puterea Dragostei și i-am ținut o predică în care băiatul mi-a dat dreptate și a văzut că nu sunt un om rău și că îi vreau binele. Da, așa. Dacă că el... dreptate de foarte multe nu, ori. Tu ai fi trebuit, nu, nu-i frumos ce ai făcut. Să te ferești de mine că s-ar putea să te... Hei, Marinescu, te doare. Fără amenințări. Să mă vedești unde mă doare? Ia uitați aici, a trei cavaleri care au luptat pentru Mariana. Aștept. Înțelegi? Unul, doi, cum vrei tu? Vezi că și-a luat Mariana tocuri, spune-i de mâine să-și ia, să-și ia sandale, să ajungi și tu să... Da, să stai liniștit că ajung, stai liniștit că ajung. A, nu știu dacă poate de Cristian. Poftim? Mariana, ce ai de gând să faci acum? Având în vedere că lui Cristian încă nu i-au trecut sentimentele. Domnișoara Cristina, eu am spus... Iar Rareș este aici. De câteva zile am spus că eu cu Mariana nu o să... Îmi doresc să mai formez o relație. Suntem prieteni foarte buni, vorbim zilnic aproape. Acest lucru nu înseamnă că tu nu mai ai sentimente, Cristian. Da, care-i problema? Dacă femeia își dorește să fie fericită cu Rareș, eu chiar îi aplaud. Nu sunt copil. Sau poate se teme că va fi judecată de susținătorii tăi pentru că te va face să suferi. Nu are nicio legătură. Mariana este o femeie suficient de puternică încât să nu o intereseze de... părerea susținătorilor mei sau al cuiva. Fie că faci rău, oricum lumea te judecă. Da? Mai dau tot nu e bine. Și tu ce ai de gând să faci? Așa. Să mă gândesc, doamna Cristina. Iar te gândești, măi? Azi, da. Încă o lună de gândire. Te-ai fi așteptat să vină Rareș și înapoi? Doamna Cristina, ai tremur. Ia, domnișoara Cristina. Mi-am dat seama seara. Are emoții. Da? Cum ți-ai dat seama? Cum? Noi am vorbit și era lumina stinsă. Păi uite, când mă sunai la tine acasă, de obicei era se vedea fața prinsă. Ta. Exact. Aseară nu se vedea nimic. Exact. E, lasă-mă. Astăzi m-ai întrebat cu ce mă îmbrac. Ai tot insistat cu ce mă îmbrac, ce culoare. Că astea îmbraci tu în roșu, nu? Normal. Mai Rareș. Doamna Cristina. Mariana, cu toate astea, nu te văd foarte entuziasmată. Când a plecat, erai afectată. Dar acum? Pentru că mă așteptam să vină. Ai țopăit aseară în cameră? Nu. Păi, poate aseară ne-am certat. Trebuia să te bucuri când aseară ne-am certat, doamna Mariana, fiecare seară. Răspunde la o întrebare, pe la ce oră? Pe la ce oră ce? Ați vorbit. De la 11 la 1. Nu știu, Cristi, dar vreau să spun că am adormit cu vocea lui Rareș la ureche. A, înseamnă că după. Deci era... Tot, am vorbit eu la un moment dat cu Mariana pe videocall și mi se părea foarte fericită, era entuziasmată și zic, nu înțelegeam eu de ce. Simțeam eu ceva, probabil. La 1, cred. Marinescu, da. Ești pregătit să asculți acea înregistrare? Sunt mai pregătit ca niciodată. E fiert. E fiert. Mâine 26, Cristina. Nu. Hai mă, taci. Nu, nu. Astăzi. Dacă am spus că luni detonăm bomba, luni să fie. Nu eu am spus, au spus fetele, dar noi am primit acea bombă și vrem să împărtășim cu cei de acasă. Așa. Mai beau gură de apă. Haideți să urmărim ce discuții au avut loc la hotel. Mi piace. Uite, e roșu, zici că ți-a anunțat favoritul. Nu mai are respirație, scoate limba. Nu am nicio treabă, nu mă deranjează. Da, credem și noi. Voi îmi faceți bine, dar... Favoritul este? Era poziția. De ce-ți faci de cap să până? Eu? Adică? Nu înțeleg. Ce? Ce? Mă gândesc. Ce? Mă gândesc. Adică? Mâine... Nu.
Și cu aia și cu Mariana? Fac ăștia bani pe urmă mea. Și aia, cu aia și cu Mariana? Ce să fac? Ce faci? Ce mai vrei să le fac? Vrei să-ți o iei cu Mariana? Le apoi să le fac. Mama, dar păi una nu știe, cealaltă știe. Aia știe, bă. Știu. Aia, bă, boss. Mă, mine nu ți-l face de... Că nu-i virginul? Ei, virginul, dar... Tu ești mincinos de fel. Tu minți. Ți-l face de proprie. Tu minți. Și ăsta minți. Mincinos, l-am prins. E mincinos. Mie nu-mi plac mincinos. Nu sunt mincinos. Doar în emisiune. În exteriorul meu, eu nu mint deloc. Dar tu ești mincinos. Referitor la tine, eu nu mint. Tu minți în discuțiile pe care le mai avem. Ce se întâmplă? În emisiune. Și în afară facem... În emisiune. Așa. Că ce? Vreau să nu intru în discuție, ce zic? Las-o așa că e bine, știi ce zic? Așa o să. Mihăiță, Mihăiță. Eu nu mint. Eu nu mint. În emisiune? Nu. Mie. Afară, am mințit de vreo 2-3 ori atât în emisiune. Dar nu o să zic când. O dată cu mine? De 2 ori am mințit în emisiune. Atât. Dar am zis nu mint. Nu știu. Nu mint. Eu nu mint. Nu știu să mint. Du-te, bă! În realitate, viața reală? Eu nu mint. Eu nu mint. Eu dacă zic să iei ceva, așa e. Gen, dacă... Nu zi, mă, Mihăiță! Avem o vorbă, da, vorba aia rămâne pentru noi. Mihăiță, zi, ce faci? Bă, m-am gândit mai bine. Și plec. Rămâi? Păi rămâi încă 4 zile. 5 zile, pardon. Te aștept la aeroport? Aștept. Îți cumple mai repede. Ce nu iau să mai stai? Asta, zi-mă, și corelație, ce ai de gând? Bă, m-aș băga pe aia, dacă nu merge. Da, fără șansă. Sunt șansă. Mare. Nul. Vezi că aia zice că mă place Mariana. E și aia. Băgă-te cu... L-am fost eu? L-am fost eu. Da. Aici ai. Am conflict cu ăla. Băgă-te pe... Pă Andrei? Bă, câte poți să fie? Bă, am vrut cu Dani. Nu, săptămâna asta m-am vrut. Săptămâna trecută. Ia, frate, ce om. Te-ai îndrăgostit de lucru, ce de te. Da. S-a mutat din a doua seară, din camera. În prima seară a venit și i-am zis... La cât, la ce oră ți-a pucea să sune? La 8. Venea Melissa la 11 să ne. Și aici în emisiune că l-am tras la răspundere. Vezi că și-ar somnul, el și-ar somnul. Nu eu că el. Și-ar somnul, nu eu că el. Mă dădea de-alea că l-am tras la răspundere. Ți-a zis că eu dorm, vreau să dorm. Și pune și tu dacă vrei mai târziu. Dar pune la 10, nu la 8. Aia o oră, ți-a zis. După aia ars-o că... cu brățara, că... M-a ars, știi ce zic? Nu, știu, un subiect. Nu trebuia să zic. 12. El și ars-o prost cu mine, nu eu pe el. 12. El și ars-o prost cu mine. Mărime. N-aș crede că e băiat bun, dar cum fi? El și ars-o prost. El și ars-o prost. Deci reveni la Mihăiță. Și dacă nu merg nici cu aia? Atunci intră pe subiecte. Și acolo faci față. Merg pe subiecte. Chiar faci față, bă. Fac pe prostul și când trebuie atac. Pentru ce te-au zis? Pe adevărat, mă, dar știu? Nu, l-am văzut în prima săptămână. Cred că l-au dus care îmi plin de barbă și puțin mușchi. Atât. Atât.
mai dansează și el un pic, știi? Nu e. Da? E așa e. Glumă, dar... Ce zi, mă? Mariana? Hai, vă lasă, vă. Mariana, nu, frate, Mariana. Stai un moment! A? Stai un moment! Da. Fără mine nu-i show. Ce are? Are n-am fost seara așa, dar ce-ai zis că... Ai căleu? Am întrebat dacă mă place zona. Mai înțelegem așa, știi ce? Nu știu cum vrea, ești. E interesant. E interesant faptul că a zis în gală că nu mă bătează ca să mă îmbărbătească, știi ce? Ca și cum mi-ar dau o șansă. Înțelegi? Păcat că nu e Mihai în casă. Asta nu era de fapt. Te rog să am văzut băiesc pentru ea, înțelegi? Ia zi, George, da, vorbește. Las la o parte subiectul, Mariana. Mulțumesc că ai venit, Rareș, că poți să-l discuți tu. Ai venit și la tine. Eu te întreb altceva, Marinescu, că tot ai venit cu niște acuzații la mine. Spune și mie, te rog frumos, cine face bani pe spatele tău? Nu știu în ce era contextul acela. Nu știu la ce mă refer. Ăștia fac bani pe spatele meu în așa. Cine face bani pe spatele tău? N-are nicio treabă cu emisiunea. Dar are treabă cu emisiunea. Despre cine era vorba? Dar nu am ce explicații să-ți dau ție acum. Păi dacă dai explicații făceam... pentru că tu ai venit. Nu. Hai că zic. Hai o să-mi asum tot ce am vorbit despre emisiune. Și mă refer la persoanele de aici. Am vorbit despre două, trei persoane din emisiune. Cine face bani? Nu, stai puțin. George! Uite, tu vii cu niște afirmații, ți-am zis, în gală. Tu vii la mine cu niște afirmații nefondate, eu o să vin la tine George, cu niște afirmații plauzibile. Cine face bani pe spatele... George, aveam o situație mai delicată, nu am ce explicații să-ți dau eu ție acum. Situația aia delicată, în acea discuție, nu făceai bani pe spatele omule, Mihai și al omule, am zis... Ce făceai tu bani? George, am spus că în momentul în care o să ascult înregistrarea, o să-mi asum tot și o să explic ceea ce s-a întâmplat, dar referitor la emisiune. Nu mă interesează alt subiect. Este Rareș aici, probabil o să fie cu Mariana, vrea să ia apărarea, bine că ai venit Rareș, că mă scutești și pe mine. Ideea este că eu vin și te întreb pe tine, cine face bani pe spatele tău? Aveam o situație mai delicată, ți-am explicat, nu are nicio treabă cu emisiunea. Vreți nu am care ce, nu am ce. A pierdut ce cu asta e situația. Nu delicată. Am ce explicații să vă dau fiecare, eu vouă. După fiecare gală când Marinescu pierde ce cu mai ales în fața Alexandrei, nu scoate un sunet, intră în silențiu stampa, se pune în scaunul lui în mașină. Bă, da, fără și mine. Parcă trece fantome prin fața lui. Marinescu este vocea ta. Vezi că când a ieșit ultima oară favorită, când a ieșit ultima oară Alexandra favorită, ai venit să lua de mine că ai spus, vezi dacă vorbești în cască și spui că și e sigur pe tine că ești eu, vezi? Dar hai să zic o chestie, ți se pare normal ce ai văzut aici? Mi se pare normal eu registrarea? Vreau doar să-mi zici. Nu vreau să faci, mă repet. Eu vreau doar să vrei să fii personajul principal. Bă, dar ai venit asupra subiectului încă o dată. Ți-am zis, am avut o situație. Eu mă retrag. Bă, dar lasă-o pe Mișa la Cristina. Eu mă retrag. Eu mă retrag. Am înțeles și cred că a înțeles toată lumea la ce s-a referit. Tu nu oricum, n-ai de explică că nu știu. Dacă are cineva cu ce să mă tragă la răspundere, dacă are cineva cu ce să mă tragă la răspundere, sigur nu ești tu persoana aceea și nimeni de aici. Te trage o să aibă grijă cineva de... Stai puțin. George, o să aibă grijă cineva din această casă de înainte mine de dacă toate. Este cazul. Te-am spus că a fost o situație mai delicată și nu fac referire la ceea ce vrei tu să spui înainte eu acum. E foarte toate, simplu. Nu spui tu mie cine te trage la răspundere. Ok. Păi nu, că mă tragi la răspundere. În această casă, fiecare dintre noi are dreptul. Îți mulțumesc că prin treaba, în fine, nu, că iar vorbesc prost, nu-i caz. Nu-i caz, vorbesc mâine cu tine, nu-i caz. A înțeles toată lumea despre ce e vorba, când spui cine face bani pe spatele tău, a înțeles toată lumea. Cine face bani pe spatele meu? Păi nu cine face bani pe spatele meu? Emisiunea asta. Cine face? Pare mie că am auzit că m-a emisiunea, emisiunea asta, ai zis după aia, nu e show fără mine. Nu e show fără mine, ai zis cu gura mea. Am zis nu e show fără mine. Nu, e show în cameră. În cameră să vorbeam acolo cu ei doi, mă omule, că eu vreau să plec. Am înțeles, tu în emisiune minți. Erau acolo și vorbeau. Tu în emisiune minți, afară nu minți, am înțeles despre ce vorbești. Marinescu, te-ar bufni râsul, dar să știi că au plecat din această emisiune showmen mai mari decât tine. Dacă într-adevăr Marinescu are atât de multă încredere de sine,
E problema lui. Dacă tu crezi, Marinescu, că ții în spate această emisiune, iarăși este problema ta. Dar noi hai să revenim la ceea ce spuneai tu despre fete. Dacă considerați, domnișoara Cristina, că trebuie să fiu tras la răspundere. Mă, dar nu ți-a zis nimeni. Considerați că aveți dreptate cu ceea ce spuneți, vă rog, luați... Marinescu, luați... nu te-a tras nimeni la răspundere, nu. Concentrează-te. Eu vroiam să vorbim despre ceea ce tu ai afirmat despre fete. Pentru că nu vreau să rămâi nici tu cu imaginea pătată în fața lor. Până la urmă a fost o discuție băiețească la hotel, dar eu vreau să justifici. Și să înțeleagă toată lumea. De ce? Am mai menționat că toți. Păi și asta am mai zis-o. Să-și asume, Codruț. Care publicul o să-l vadă. De ce nu trag eu la răspundere pentru asta? Mă întrebați de ce sau să... Marinescu, explică-i și Marianei ce ai discutat tu acolo despre ea. Așa zis. Și de ce ai făcut-o mai ales? Domnișoara Cristina, eu m-am așteptat, nu știu, la aceste cuvinte pe care le-am zis. Am discutat și cu Mariana în Casa Fetelor și da, este vocea mea în acea înregistrare. Eu sunt genul de persoană foarte orgolioasă și nu prea îmi cer scuze, dar în momentul ăsta îmi asum toate cuvintele pe care le-am spus în acea înregistrare. Îmi cer iertare în fața fetelor, în special Marianei, a ei, în fața dumneavoastră și în fața persoanelor de acasă, pentru că sunt sigur că în momentul în care o să vadă aceste înregistrări o să își pună niște semne de întrebare. Am greșit, sunt momente în care vorbim cu toții prost. Acesta a fost unul în care n-am avut vorbele la mine. M-am relaxat prea mult în compania unor persoane în care am avut încredere și i-am crezut altfel și mi-au demonstrat a fi cei mai mari șerpi din această casă. Să fie primit. Foarte bine la cine... Da, dacă nu făceai treaba asta, zic eu mai încolo ce nu se întâmpla. Îți zic eu în exterior. Bine, bine. Ce nu se întâmpla? Nu mai zice în exterior. Zi aici. Nu. Stai liniștit că ajung tot aici lucrurile. Ești un băiat asumat, zi. În exterior poate să vorbească liber. Nu vreau, domnișoara Cristina, să intru în detalii prea mănunțite, că este încă un moment în care s-ar putea să zic niște vorbe care nu sunt la locul lor. Și nu cred că este cazul. Auzi, Mariana, dar tu crezi că Rareș nu a vorbit niciodată în asemenea manieră? Nu știu. Hai să spun o chestie, Mariana. Ia zi. Ce-mi ziceam ieri, Rareș? Ce? Vrei să zic ce-mi zicea? Zi. Că el pe toate prietenele lui le... Ca să știți de la mine treaba. Ai vreo dovadă că am zis chestia asta? Vorbește cu, extrem de multe. Întreabă pe cine vrei tu. Extrem de multe femei. Eu am avut stare să le spun pe toate fetele. Am avut două fete cu care vorbesc, care sunt mai bune prietene ale mele. Și am fost băiat față de tine ca să-ți arăt că poți să ai încredere în mine. Ceea ce tu nu mi-ai arătat. Hai, mă. Da? Da, asta faci tu. Și e posibil că acum în România să te fi cu vreuna dintre ele. Dacă Mariana te acceptă bine, dacă nu... Eu sunt stare pe cele două fete pe care le cunoaște și băieții. Crede-mă că ai intrat, crede-mă că prin ce ai făcut tu acum ai intrat în ceva pe care o să-ți demonstrezi eu că nu o să poți să duci. Crede-mă. Okay. Asta e o amenințare? O să cazi, da. Cum? Nu, vreau să fie pregătit. Îl pui în temă. Bine. Exact. Bine. Bun. Cum am pus-o și pe Mariana în temă cu ceva. Dar probabil că acum s-a răzgândit. Domnișoara Cristina, eu am observat un lucru foarte interesant. Vezi că am fără. Ia! Rareș, practic, îi deschide drumul lui Marinescu către aia, încercând să îl scuze. Încă va fi probabil... Comănici, ai auzit și tu înregistrarea. Probabil după aia o să... Poți și tu să confirmi ce ai auzit. O să fie mult mai ușor cu Mariana lui, fiindcă Marinescu, pe lângă faptul că a gafat-o cu Mariana, se va și îndrepta către o altă fată, deci lui va fi mult mai ușor. Ca să ai bărare și teren liber, nu că nu mai e din partea ta și din partea lui. Ce am închis eu ușa lui Marinescu față de Mariana și cu ce am deschis față păi de în momentul când pentru ai că ai auzit și tu în acele înregistrări că Mihai era cel care vorbea și Marinescu îi lua apărarea. Măi, omule, tu ai dat înregistrarea asta ca să-i deschizi ochii Marianei, că știm foarte bine, amândoi mai multe lucruri, dar nu vreau să intru în detalii. Rareș, ești conștient acum că băieții, nu știu dacă actual sau cei care vor veni, nu vor avea încredere în tine niciodată? Consider că băieții, adică băieții care mi-au fost mie apropiați au încredere în mine.
Și știu foarte mult. Dacă era băiat deștept, dădea alt răspuns. Nu mă interesează ce cred băieții, am venit pentru Mariana, da. Nu te duce cap. Ah, comănici. Lasă că mai dăm o dată. Îți dau eu textele dacă bine, vrei. Bine, îți dau eu textele mele, că eu am texte și am pentru Mariana Droaie. S-am avut. Să știi că am vândut toți porcii. Să știi că am vândut toți porcii, nu mai poți să zici că mă duc la mine la fermă, să mă întorc la mine la fermă. Am fost acasă, am scăpat. Îi tăie pe toți? Tot. Auzi, Cristian, da? Crezi că dacă Rareș ar fi avut ocazia să te înregistreze pentru a te pune într-o lumină proastă în fața Marianei, ar fi făcut-o? Știți care e problema? Că eu cu Rareș nu prea vorbesc despre Mariana. Eu te-am întrebat dacă crezi că ar fi putut să o facă dacă ar fi avut ocazia. Nu, cred că e cazul, fiindcă probabil Rareș este conștient că nu sunt om rău. Despre Marinescu sunt sigur că are părerea că e un om rău, mai ales... Auzi cu urechile lui ce a spus Marinescu. Eu niciodată n-am venit să fac o afirmație de genul ăla sau... Să înțeleg că n-a făcut-o doar de dragul Marianei. Păi tocmai de dragul Marianei, fiindcă e conștientă că Marinescu este un om rău și dacă s-ar fi apropiat de el, a vrut el să o protejeze. Du-te, Rareș, du-te la băieți. Puneți cadrul pe mine, vă rog, să vă uitați la fața mea dacă vedeți o secundă că eu sunt supărat. Se vede tristețea. Domnișoara Cristina, sunt alb de la păr, nu sunt la fața. Da, da, bine. Bine, Rareș, la voi, pentru că eu vreau să mai vorbesc puțin cu fetele. Și anume, despre ceea ce s-a întâmplat după gală. Hai să închidem conexiunea cu băieții. De cantonament. Ahoi, Marinar. Vezi că te așteaptă, mulțumesc, mulțumesc. Onar, din nou, în vezi că te așteaptă toată Oradea acasă. Singurul negru. Ne așteaptă pe amândoi. Eram, jur. În prima săptămână, eu eram singurul. L-a primit Cotrus, dacă e. Te-au, te-au, frații. Stai așa la tata, al treilea e cu noroc. Pe Marinescu nu-l pupi? Las că-l pup și pe el. Salut, Rareș. Ce vreau, băiatul meu? Ce faci? Ne-ai vândut porcii, mă? Tot. Păi Marinescule, ce mai facem acum la sărbători? Dacă nu dai, n-ai cum să te plasezi. Te-am pupat. N-ai cum. Păi te pupat. Și noi ce mai vindem acum? Noi ce mai mâncăm acum? Ai dus și tu ce? N-ai păstrat și măcar unul lăsat, mă. L-am scos în aeroport. Descriem puțin situația creată. Nicolise, ce s-a întâmplat? Da. Eu am venit jos foarte nervoasă după ce m-au zis ce a spus Nicos. Am început să țip la Maria. Ia, hai să vedem și noi. Nu țipai la mine. Hai să vedem și noi cum ați țipat și mai ales de ce. Ma. Pentru că am înțeles. Aoleo, dar nu vreau să văd. Dumnezeu le întoarce tuturor care ți-e pe sufletul meu. Hai să știi. Vorbim pe viitor. Că eu nu pe secundă pe sufletul tău. Și dacă îți trebuie, eu nu știu de unde ai luat informația asta, dar ți-a mai zis cineva, încetează să preiei informații din alte guri și vină la persoana cu care este subiectul. Păi da, și eu nu am negat o secundă. Eu am auzit că eu când vorbeai tu cu ei, am intrat în bucătărie, de-aia și după. El m-a întrebat de două ori, mai e singură? Și am spus da. Stai. Da, dacă ea a intrat și te-a auzit. Nu a intrat, da, am avut eu comentarii și am spus ei, pentru că ea se supărase pe mine că am vorbit cu ei. Păi de ce m-am supărat? Pentru că am continuat eu conversația cu el. Și am zis, logic am continuat conversația timp cât Beatu s-a interesat de tine și mi-a spus, mai te rog frumos, spune-mi ce părere are Maria despre mine. Și eu ce am venit la el? Eu ca prostă m-am dus și am spus ei, uite ce m-a întrebat Nico, de-aia am continuat conversația. Dar eu am auzit ce a zis el. Că am continuat conversația. Maia, eu am auzit ce a zis el. Nu voi mai face. Adevărat. Ea spune că ea te auzi. Eu am intrat în bucătărie. Când am intrat în bucătărie, de ce m-ai întrebat tu dacă sunt supărată sau nu? Tu fusesei cât timp am vorbit eu, tu fusesei cu Madalina, în cameră. Da. Tu n-ai și după ea a plecat sus. Cât timp a stat Madalina cu mine? Zici mie? 7 minute? 5-7 minute. După, eu am auzit că se aude foarte bine în casă și am intrat efectiv în bucătărie, tu ai continuat să vorbești, am ieșit după că mă enervase, ai văzut că eram enervată și ai închis la felul și ai venit după mine. Așa a fost și m-ai întrebat de ce ești supărată. Eu l-am întrebat, eu nu i-am spus ce mi-ai zis tu mie, eu i-am zis de ce cauți... El a înțeles că eu am sifonat pentru că el... Și eu i-am zis, vorbește aberații. El m-a și întrebat. Dacă vrea ceva, să-i transmiți lui, să mă sune și să mă întrebe pe mine personal.
Da, mă dau. Pentru că mie nu-mi plac de astea. Nu stând în cameră cu tine. A zis, mai într-un frumos. Da, și eu i-am zis, data viitoare, când te mai întreabă, îi spui, băiatul meu, du-te la ea și întreabă. Eu n-am putut să fiu nesimțită, că eu nu-s genul. Dar eu n-am zis să fie nesimțită, pentru că în cazurile date poți să ieși frumos din situație. Nu-i neapărat să fii nesimțită. La fel de frumos am ieșit, nu? Ce vrei să zic? Nu întreb, scuză-mă, vorbește tu cu Maria. Maia, m-a deranjat și știi foarte bine. Nu am fost și am sifonat, l-am întrebat că era normal să îl întreb. Nu, știai că o să fi votată în gală, i-ai spus ca să mă voteze pe mine, să ies eu. El oricum nu m-a votat pe mine. Așa m-a votat Cred că mă votează deja săptămâna viitoare după clipul ăsta. Da, da, așa spus că de asta și votat. Da, a spus că din cauza ta m-a votat. El vorbește prostii. Dar și eu ce să-i fac? Ce să-i fac, Maia? Eu când am vorbit cu el, despre asta, eu n-am crezut că el o să te voteze pe tine din cauza asta. Da, da, a spus după ce l-am întrebat eu. N-a spus înainte de asta. Nu o du acum că eu am știut și de aia. Da, da, tu. Eu am vorbit cu el mai întâi și după el a zis asta. Ai spus lui toate. Hai, lasă-mă, Adriano, că eu știu ce îi vorbesc. Nu te băga în seamă cu mine că nu-ți merge. Maria, dar tu ai spus lui toată povestea exact cum s-a întâmplat, că omul poate a perceput greșit. L-ai spus-o tu astăzi, nu? Da, i-a spus, dar tu i-ai spus-o de la bun început? Sau erai conștientă că el o să dea un vot nul și că nu o să mă voteze pe mine? Maia, vreau să zic încă o dată, nu mai asculta ce zice din lumea din jur și încearcă să-ți faci propriile opinii. Și în anumite situații, cum a fost chiar asta, mă întreb ce a spus ea acum 2 secunde. De ce? Eu te întreb pe tine dacă tu i-ai spus clar lui ce s-a întâmplat. Eu am vorbit cu el. Am vorbit cu el și în mașină, lucruri. Cred că s-a auzit. Da, dar el a spus că nu te crede nici atunci. Dar ce mă interesează pe mine? Ce face el? Înseamnă că tu de la bun început ai vorbit ceva, după care ți-ai schimbat, efectiv ideea și omul a crezut ce ai spus la început și după nu te mai putea să te creadă pentru că tu i-ai spus lui ceva la început. Adriana, tu ești de aceeași părere? Cine l-a întrebat pe Nicos? Păi, dar el după a spus că nu poți să te cred, nu poți să te cred, ceea ce înseamnă... Ia, lasă-o pe Adriana, puțin. I-a venit rău mai în gală și a ieșit afară și în momentul ăla l-am văzut pe Nicos că i-a spus Mariei, uite, în seara asta voiam să dau un vot nul, dar din cauza la ceea ce mi-ai spus tu acum, o votez pe Maia. Da, așa zic, da. Păi da, păi și din cauza ta, că dacă nu... Maia nu mai ieșea în față. Dar înainte de asta, nu, ieșeam amândouă, că eram la... Da, el nu ieșea. Păi vezi tocmai, Maria. Da, de unde știi? Exact. Păi nu eram în data. Era a doua săptămână. Nu era dată la televizor încă. Nu era. Abia săptămâna asta a fost dată. Deci cumva Maria... Da, a făcut toate chestiile astea ca să iasă Maia în față și să nu iasă ea. Eu am impresia că ea de la bun început i-a spus o idee, după care și-a schimbat ideea. Și omul i-a spus, după în mașină, când conversa din mașină, el i-a spus, eu nu te cred. Ceea ce înseamnă că ea la început i-a spus cu totul altceva și nu s-a terminat ideea exact cum a fost. Maia, explic asta pentru ultima dată. Nu o să mai pierd timpul să o fac, că văd că nu înțelegi. Și dacă preferi tu să ascult pe cineva, pe altcineva, e fix treaba ta. Ascultă-mă, dă voie să vorbesc dacă vrei să-ți explic. Da. Am vorbit doar o dată cu Nicos și asta se poate dovedi, că nu suntem în pădure și nu e gen... poate dovedi și ce am vorbit. Bun. Cu fetele am discutat. Voi băieții sper că veți avea tăria de caracter să abordați subiectul pe care l-am discutat vis-a-vis de Marinescu și înregistrarea Buc Lucașă. Asta să fie titlul. Așa, dar măi, am ajuns să vă dau sugestii despre ceea ce urmează să faci. Pentru că voi vă ambiționați să demonstrați nu știu nici eu ce. Dar o vom scoate împreună la capăt. Mâine va fi o zi mai bună, pentru că astăzi... Cele 8 ore... Cele 8 ore s-au încheiat. Am vorbit de Mariana, da, am vorbit de aia. Mai mult decât atât, mi-am cerut și scuze. Altceva nu am ce să fac. Te-ai găsit să vorbești tocmai cu Rareș din ce cauză? Că știai că era eliminat și după aia nu poți să mai vorbească cu nimic? Pot spune, George, că te-am redus la tăcere. Da, Mădălina,
prin ce am făcut acum, i-am demonstrat lui George că l-am redus la tăcere. Nu, prin ce ai făcut acum, ți-ai luat pauză de 5 minute, poți să ieși la cafea afară. Madalina, eu nu vreau să par ceea ce nu ești, tu te-ai făcut ceea ce nu ești, asta este diferența. O să scadă fața, scumpă la mine. Da, mi-a căzut săptămâna trecută când am venit nemachiată. Dar la cineva la bătaie și reușesc să bat pe cineva Madalina, până la urmă. Madalina, te-a adresat cu totul. Voi pleca! Alo! Stați! 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 Ne e frică! Cățeluș! Eu când merg în fața mea sunt flori și eu calc pe ele. Dar eu sunt o divă care mă prefac normal și se curt petalele de flori, dar eu nici măcar nu știu ce înseamnă cuvântul divă. Mai deșteaptă, noi suntem o adunătură. Noi nu înțelegem niciodată. N-am zis-o eu, voi o zice singur. Este da, problema voastră. M-am plictisit. Dacă eram mamă ca tine, uite așa, mă ridicam și plecam acasă, Alexandra, mă jur, cu semnul ăla. Pentru că asta-ți dorești, să plec acasă. Dar ce să fac, eu nu plec acasă când vrei tu.